Stimați academicieni, membri corespondenți, stimați membri desemnați ai secțiilor de știință ale Academiei Științelor Moldovei, potrivit codului cu privire la știință și inovare, adunarea generală a Academiei de Știință a Moldovei este constituită din membri titulari, care astăzi numără 44 de academicieni, membri corespondenți ai ASM în număr de 26 și 44 de doctori capabilitați și doctori desemnați în calitate de membri ai secțiilor de știință. În total, 114 membri. Vreau să vă atrag atenția că de la sesiunea a patra, care a avut loc la 12 iulie anul trecut, au plecat în eternitate 7 membri ai Academiei de Știință. Academicianul Vasile Micu, academicianul Vladimir Hotineanu, academicianul Andrei Ursu, academicianul Vitalie Postolate, academicianul Iuri Rebuhin, membru corespondent Ion Dediu, membru corespondent Sergiu Dimitrache, precum și doctorul habilitat Oleg Levitski, în memoria cărora vă rugăm să păstrăm un minut de reculegere. Vă mulțumesc. Stimați colegi, la prezidiu am aprobat personalul scriptic al ședinței de astăzi, sesiunea 5-a adunării generale a Academiei de Știință a Moldovei, în număr de 95 de membri. Inclusiv, stabiliți peste hotare 5 persoane, academicianul Isaac Bersutia, academicianul Ion Druță, Arcadie Ursu, membru corespondent Ion Haderca, membru corespondent Boris Zuckerblatt. Concediu medical, 7 persoane, membru corespondent Vasile Băbuc, membru corespondent Nicolae Balaur, membru corespondent Andrei Palii, academicianul Alexei Simașchevici, membru corespondent Valentin Musteață, academicianul Haralampie Corbu, membru corespondent Ion Coțșmari. Deplasare, o persoană, academicianul Serafim Andreieș. Sunt persoane care nu s-au putut conecta din probleme tehnice sau sunt în izolare, dar vreau să vă atrag atenția că 75 de persoane la moment sunt conectate la platforma Zoom. Și dacă luăm chiar ceea ce am aprobat noi la prezidiu, 95, 75 de persoane, sunt peste 2/3, adică cei prezenți ne permit să începem ședința de astăzi, adunarea generală a Academiei de Știință. Propun să aprobăm prin vot deschis lista personalului scriptic al adunării generale. Este cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Sunteți pentru. Vă mulțumesc. Sesiunea a 5-a a adunării generale a Academiei Științelor Moldovei
se desfășoară pentru prima dată în regim online, din cauza pandemiei cu care se confruntă societatea. La lucrările Adunării Generale ne onorează cu prezența Consilierul Președintelui Republicii Moldova, dr. Corneliu Popovici, Secretarul General de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dr. Anatolie Topală. Salutăm prezența online al Președintelui Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, domnul Adrian Libedinski, a Directorului General Adjunct al Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare, dr. Viorica Bagin, a Președintelui Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, dr. Andrei Chiciuc, al Directorului General al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, dr. Viorel Iste. Vă propunem spre aprobare ordine de zi a Adunării Generale, care are pe agenda audierea raportului asupra stării științei în Republica Moldova în anul 2019, elaborat în conformitate cu prevederile codului cu privire la știință și inovare, precum și raportul de activitate al Academiei de Știință a Moldovei în anul 2019. Dacă nu sunt obiecții, propun să aprobăm ordine de zi enunțate. 1. Cu privire la raportul asupra stării științei în Republica Moldova în anul 2019, raportor academician Ion Tighineanu, președinte al ASM, și 2. Cu privire la raportul de activitate a Academiei de Știință a Moldovei în anul 2019, raportor, membru corespondent Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al ASM. Este cineva contra acestei agende? De acord. De acord. De acord. O întrebare? Da. Alo? Da, da, vă ascultăm. Este mulțumesc mult. Domnule președinte, eu privesc aici articolul 68 din Codul privind știință și inovare. Da. Una din atribuțiile Adunării Generale ține de aprobare a rapoartelor sezilor de științe privind dezvoltarea științei în domeniul de competență. Nu văd în agenda acest subiect și apare întrebarea să fie convocată noua adunare generală pentru aprobarea acestor rapoarte. Mulțumesc! Deci, noi am audiat secțiile de știință la ședințele prezidiului, luând în considerare că suntem în pandemie. Deci, toate datele care au fost prezentate la adunările secțiilor de știință sunt incluse în raportul Academiei de Știință care va fi prezentat astăzi. Cel puțin aceste rapoarturi nu o să fie întocmite și difuzate membrilor, dacă nu au putut să fie scoase pentru a fi aprobate în adunarea, în ședința adunării generale. Am impresia că nu există. Deci, de la secție au venit rapoarte care sunt incluse în raportul general al Academiei de Știință a Moldovei. Astăzi va fi prezentat, dumneavoastră probabil că ați primit proiectele de hotărâre, ele, dacă ați atras atenția, includ multe date, dar, repet, ele au venit de la secțiile de știință și veți noi vom plasa pe site-ul Academiei de Știință raportul integral pe anul 2019 al Academiei de Știință a Moldovei. Același lucru îl vom realiza ceea ce ține de raportul asupra stării științei în Republica Moldova anul 2019. Mulțumesc, am înțeles poziția dumneavoastră. În viziunea mea, conducătorii sesiilor urmau să prezint cel puțin sumar aceste rapoarte. Mulțumesc. Da. Acum urmă... Am rogat în raportul integral, noi aprobăm în majoritate de care secții sunt în deci, da, domnul academician Mitrofan Ciobanu propune... Da, Angela, vă rog. Veniți aici la, veniți aici la microfon. Da, da, da.
4 secții prezintă, deci adunarea generală aprobă raportul secțiilor asupra domeniilor cercetării și inovării. Dar raportul asupra stării științei conține compartimente care au fost prezentate de la secții. Și luând în vedere situația care este acum excepțională, nu a fost posibil să fie două adunări generale. Deci toate parte componente, toate rapoartele de secție este parte componentă a raportului asupra stării științei. Domnul Academician Mitrofan, Mitrofan Ciobanu propune. Da. Noi votăm și aprobăm rapoartele de astăzi, deci aprobăm și rapoartele secțiilor care sunt părți componente al raportului Academiei de Științe. Este de acord, dar cineva este împotrivă? Nu, de acord. Toți sunt pentru. Cineva s-a abținut, totuși eu vreau să știu, dacă cineva împotrivă s-a obținut, spune acum. Nu, mergem mai departe. Vă mulțumesc. Se susține poziția, propunerea academicianului Mitrofan Ciobanu. Acum urmează să aprobăm regulamentul de lucru. Pentru prezentarea raportului asupra stării științei în Republica Moldova în anul 2019, propun să acordăm până la 30 de minute. E în jurul de 30 de minute. Iar pentru raportul de activitate al Academiei Științei Moldovei în anul 2019, 15 minute. Luări de cuvânt, 3-5 minute. Rugămintea este până la 5 minute, să nu trecem de 5 minute. Ce părere au membrii adunării generale privind regulamentul sesiunii? Sunt alte propuneri, obiecții? Da. Domnul academician Boris Găină propune și roagă ca luările de cuvânt să fie strict la ordine de zi, ca noi să reușim cât mai așa într-un regim de lucru accelerat să finalizăm astăzi sesiunea. Așa, totodată este necesar să stabilim modalitatea de înregistrare pentru luări de cuvânt în cadrul sesiunii de azi. Vă informăm pentru a vă înregistra în lista vorbitorilor în procesul de dezbatere al celor două rapoarte, vă rugăm să contactați secretarii științifici ai secțiilor și secretarul științific general prin e-mail sau telefon cu mențiunea luare de cuvânt cu privire la raportul asupra stării științei sau luare de cuvânt cu privire la raportul despre activitatea Academiei de Știință în anul 2019. Aceeași modalitate se va utiliza pentru a adresa întrebări sau propuneri, încercați și prin chat, dacă reușiți, fiindcă sunt 75 de persoane acum în rețea. În general, iată cu referire la procesul de votare. Deci, noi, dacă ne referim la raportul Academiei de Știință pentru anul 2019, acolo vom lua act de acest raport. Clar că noi îl aprobăm și scriem în decizie, luăm actele. Ceea ce ține de raportul privind la starea științei, deci noi discutam despre vreo două, trei posibilități. Ce propuneri sunt? Domnul Cănician, numai vă rog, ieșiți la microfon, fiindcă suntem 75, chiar mai multe persoane în rețea. Da, aici nu sunt într-o. Așa. Onorată asistență, eu propun așa, că dacă noi am votat ca fiecare să spună părere, asta la fiecare vot să fie undeva 20-30 de minute. De ce? Domnul președinte întreabă, cine este pentru, asta contra și cine este opțiune. Și atunci toți ceilalți rămân pentru. Și în așa mod noi optimizăm modalitatea de a vota. Adică asta folosește în practică, nu sunt mulți. Și mai ales în cauza este online votul. Altfel eu nu văd o soluție optimală.
Adică începem invers. Cine este contra? Dacă sunt, ei iau cuvântul, pot să spună cauza, dar pot să spună eu sunt împotrivă și asta e tot. Sau același lucru dacă se abțin. În rest înseamnă că se consideră că susțin. Cine este contra propunerii? Domnul Berca, de ce am mitropat ceva? Susțineți, da? Vă mulțumesc. Cine se abține în legătură cu propunerea academicianului Mitropan Ceaban? Nimeni. Înseamnă că toți susțin. Vă mulțumesc mult. De onorați membrii ai Academiei, aveți distribuite două proiecte de hotărâre a Adunării Generale din 30 iunie, care vă rugăm să luați cunoștință. Eu vreau să vă spun că majoritatea au luat deja cunoștință, pentru că au fost trimise materialele aseară și la unele secții chiar au reușit să contacteze membrii Adunării Generale ca să le atragă atenția la lucrul acesta. Se propune formarea unei comisii de redactare a proiectului de hotărâre următoare componență. Adică noi de la bun început am luăm această decizie și nu mai revenim la... Deci, în componență intră academicieni, membri corespondenți și doctori habilitați. 1. Academicianul Mihai Cimpoi. 2. Academicianul Boris Găină. 3. Membru corespondent Victor Moraru. 4. Doctor habilitat Vecislav Ursache. 5. Doctor habilitat Liliana Kondraticova. 6. Doctor habilitat Olga Agadiuc. Sunt obiecții? Cineva este împotrivă? Nu. Cineva s-a abținut în legătură cu această componență? Nu sunt. Vă mulțumesc mult! Distinși membri ai Adunării Generale a Academiei de Științe a Moldovei, îmi permiteți să-i ofer cuvântul președintelui Academiei de Științe, academicianului Ion Tăghineanu, pentru prezentarea raportului asupra stării științei. După cum a fost stabilit și noi am susținut regulamentul, se oferă 30 de minute, se alocă 30 de minute pentru prezentarea raportului. Vă rog, domnul președinte. Onorată asistență, voi prezenta raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019. În conformitate cu codul cu privire la știință și inovare, din 15 iulie 2004, republicat și statutul Academiei de Știință aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Academiei de Știință din 24 ianuarie 2019, Academia de Știință a Moldovei, în calitate de consultant strategic al Guvernului, elaborează raportul anual asupra stării științei. Scopul elaborării raportului este analiza situației reale a dezvoltării științei pentru evaluarea obiectivă a domeniului cercetării inovării prin relievarea celor mai valoroase rezultate, identificarea problemelor cu care se confruntă știința și comunitatea științifică și formularea recomandărilor și soluțiilor constructive. Structura raportului și raportul integral va fi plasat pe site-ul Academiei de Științe, cu, desigur, vom lua în considerare și propunerile dumneavoastră, structura este prezentată aici. Vom începe cu politicile elaborate și modul lor de implementare, pentru că aceasta este cea mai importantă chestiune. Examinând starea științei în 2018, Academia de Știință a Moldovei
a venit cu unele recomandări aprobate la adunarea generală din 12 iulie 2019, aproape un an în urmă, printre care menționăm avizarea și aprobarea în bloc a priorităților strategice în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2023, programului național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2023 și planului de acțiuni privind implementarea acesteia, metodologiei de finanțare instituțională și metodologiei de finanțare a proiectelor. Documentele aprobate și lansarea concursului program de stat în anul 2019. Hotărârea de guvern din 1 august 2019 privind programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2023 și a planului de acțiuni privind implementarea acestuia. Și hotărârea de guvern cu privire la aprobarea metodologiei de finanțare a proiectelor în domeniul cercetării și inovării. După aprobarea acestor documente, pe 23 septembrie 2019 a fost lansat concursul proiectelor din cadrul programului de stat, care, de fapt, nu a fost racordat la prevederile articolului 28 din codul cu privire la știință și inovare privind evaluarea organizațiilor în scopul clasificării lor pe nivelul de capacitate, care determină accesul diferențiat la finanțare. Opinia noastră a fost că după evaluarea organizațiilor din domeniul cercetării și inovării, să mergem într-o consecutivitate logică, să fie aprobată metodologia de finanțare instituțională, desigur, după aprobarea Planului Național de Cercetare și Inovare, să fie aprobată metodologia de finanțare instituțională, să decidem cum procedem cu distribuirea finanțării instituționale și mai apoi să continuăm cu aprobarea metodologiei ce ține de proiectele de cercetare din domeniul respectiv. Cu regret, metodologia de finanțare instituțională a organizației drept public din domeniul cercetării și inovării a fost adoptată deja în februarie 2020, cu mare întârziere. Propuneri pentru modificare și completarea codului privind la știință și inovare. Revin la 12 iulie 2019, Adunarea Generală a Academiei Științe a examinat și a aprobat propunerile de modificare și completare a codului privind la știință și inovare. Pe 16 octombrie 2019, de către președintele țării a fost înaintată inițiativa legislativă pentru modificarea codului cu privire la știință și inovare, care a fost examinată și aprobată de către 5 dintre cele 6 comisii în care s-a reușit să fie audiată. Principalele modificări sunt următoare. Beneficiarii mijloacelor financiare destinate finanțării instituționale sunt și cercetătorii științifici, adică modificările prevăd că printre beneficiari sunt și cercetătorii științifici. Și Academia de Știință a Moldovei va deține dreptul de a avea în componența sa institute de cercetare. Ceea ce vom propune noi astăzi este o continuare logică a conceptului pe care Academia de Știință a încercat să-l promoveze și continuă să promoveze și astăzi. Se solicită de asemenea modificarea articolului 28, alineatul 2, prin substituirea sintagmei conform metodologiei de finanțare a proiectelor în domeniul cercetării și inovării, cu
cu sintagma conform metodologiei de finanțare instituțională a organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării. Cu alte cuvinte, accesul diferențiat la finanțare despre care se vorbește acum, va fi efectuat în conformitate cu metodologia de finanțare instituțională. Ceea ce ține de concursul de proiecte, toți au drepturi egale să participe, să câștige. Iar finanțarea instituțională deja depinde de rezultatele evaluării organizațiilor din domeniul cercetării și inovării. Propuneri de modificări și completări la programul național în domeniul cercetării și inovării pentru anul 2023. Punctul 33 prevede că modul de finanțare a organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării este reglementat de metodologia de finanțare a proiectelor din domeniul cercetării și inovării. Iar finanțarea instituțională este doar un instrument complementar concursului. Punctul 34 stabilește descreștere graduală a finanțării instituționale de la 40% în anul 2020 la 25% în anul 2023. Cu ce noi categoric nu am fost și nu suntem de acord. Fiindcă finanțarea instituțională trebuie să fie baza finanțării instituțiilor din domeniu. Finanțarea instituțională este în toate țările lumii. În Germania sunt cercetători în orice institut de cercetare, laborator, care au contract nelimitat în timp. Adică ei sunt finanțați de la stat. În jurul lor se formează echipe, în jurul lor se formează școli științifice. Ei sunt responsabili de acumularea experienței și responsabil de transmiterea experienței, cunoștințelor de la o generație la altă generație. Tinerii vin la persoane competente, cu experiență. Propunem atribuirea unui rol identic pentru ambele modalități de finanțare, și schimbarea proporțiilor de finanțare cu plasarea accentului pe majorarea finanțării instituționale de la 40% în anul 2020 la 60% în anul 2023. Aici sunt posibilități să schimbăm și eu cred că vom discuta aceste posibilități pentru a găsi calea cea mai optimală. Repet, finanțarea instituțională, cu atât mai mult în condițiile noastre, când infrastructura de cercetare este foarte slabă, este principală. Desigur, noi nu excludem cu o parte din finanțare să fie prin proiecte, prin concurs și lucrul ăsta este în toate țările lor. Propunerea de modificare și completare la metodologia de finanțare a proiectelor din domeniul cercetării și inovării. Completarea listei tipurilor de proiecte cu proiecte pentru tineri cercetători. Eu vreau să menționez că, pur și simplu, metodologie nu se prevede proiecte pentru tineri cercetători. Adică noi vorbim permanent de susținerea tinerilor și lucrul acesta nu este inclus. Modificarea punctului 31, indicând că experții din domeniul economico-financiar efectuează în exclusivitate evaluarea acestor aspecte ale proiectului, fără a se implica în evaluarea conținutului științific al proiectului. Este legat de situația desastroasă care am avut-o după realizarea concursului de proiecte. În regulamentul cu privire la procedura de expertizare și evaluare independentă a propunerilor de proiecte din domeniul cercetării și inovării aprobate către ANCD, punctul 43 să fie formulat în nouă redacție. Calcularea punctajului final, urmarea procesului de expertiză a propunerii de proiect, se va efectua prin însumarea punctajelor tuturor experților independenți încadrați în desfășurarea procesului de expertiză, punctajul alocat de către primii doi experți fiind calculat cu ponderea 0,4 pentru fiecare, iar al celui de al treilea expert cu ponderea 0,3 și 20.
Este necesar de inclus în ambele documente menționate, metodologie și regulament, prevederea efectuării unei expertizări suplimentare în cazul în care punctajul acordat de experții desemnați înregistrează un decalaj semnificativ. Au fost cazuri când un proiect avea evaluări, 95 de puncte, un expert și 45 alt expert, se lua decizia. Eu nu știu în ce țară, în așa caz, se ia decizia bază la așa evaluare. Trebuia de atras un al treilea expert. Propunere de modificări și completări la metodologia de finanțare instituțională a organizației de public din domeniul cercetării și inovării. Hotărârea de Guvern 53, punctul 12, stipulează că, în funcție de necesități, finanțarea instituțională se acordă anual în baza unei cereri de finanțare care se transmite fondatorul de către organizația direct public din domeniul cercetării și inovării pentru realizarea proiectului cercetare și inovare câștigate în urma concursurilor naționale, bilaterale și internaționale de proiecte din domeniul cercetării și inovării. Propunem ca alineatul 1 să fie expus în următoarea redacție. Realizarea proiectului cercetare și inovare câștigate în urma concursurilor naționale, bilaterale și internaționale de proiecte din domeniul cercetării și inovării, precum și ale celor stabilite de către consiliile științifice ale institutelor de cercetare sau senatele universității în conformitate cu direcțiile științifice de bază ale organizației. Uneori era formulată așa o întrebare. Dar dacă o să dăm bani pentru cercetători științifici din finanțare instituțională, cu ce o să ocupe ei? Sunt consiliile științifice, sunt senatele universităților, Academiei de Știință, Institutele Academiei de Știință au acumulat o experiență 10 de ani și au fost efectuate lucrări de rezonanță internațională. Și ce discuții erau la consiliile științifice când se propunea o temă sau o dare de seamă pe tema respectivă? Au fost realizate lucrări de excepție. Și acum noi, nu este clar din ce cauză, dar se inversează și, de fapt, se pune sub semn de întrebare existența instituțiilor în domeniul cercetării și inovării. Este necesar ca modificările menționate mai sus în codul privind la știință și inovare a Republicii Moldova, precum și metodologie de evaluare a organizațiilor din domeniul cercetării și inovării, care este în proces de elaborare, să fie examinate într-un bloc comun, în scopul echiderii neconcordanțelor între aceste acte juridice, creierii unei stabilități în domeniul cercetării și inovării, stoparea pierderilor de personal științific calificat, atragerea și păstrarea tinerilor în cercetare. Practic, noi propunem ceea ce am propus un an în urmă, atunci am propus să fie în bloc, acum vrem să reparăm, după ce o parte din aceste documente au fost aprobate. Se poate de reparat. Propunerile sunt, desigur, trebuie discutate și să mergem înainte. Potențialul științific, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, implicarea tinerilor în cercetare. La 31 decembrie 2018, în domeniul cercetare dezvoltare, activau 3054 de cercetători. La 31 decembrie 2019, 2767 cu 287 mai puțin. Asta spre informare. Deci aici vedeți salariații din domeniul cercetare dezvoltare după ocupații, 2018-2019. Deci total 4451 în 2018, 4058 în 2019, cercetători științifici, deja am menționat, deci a scăzut de la 3054 la 2667. Aici aveți salariați din domeniul cercetare dezvoltare după ocupații. Principalul, vedeți, din 2009 scade încet cu încet numărul cercetătorilor științifici. 3561 în 2009, 2767 în 2019. Luăm după vârste, tineri tot mai puțin, persoane cu vârste mai mari de 65 de ani, tot mai mult. Structura cercetătorilor pe grupe de vârstă. Aici vedeți că, iată, până la 25 de ani, cu timpul scade. Și între 26-34 de ani, cu timpul scade.
Iar dacă mergem mai departe, 55-64, peste 65, crește. Cercetători pe domenii științifice, nu o să mă opresc, că aceste date vor fi în raportul asupra stării științei. Aici vedeți cercetători cu titluri științifice pe domenii științifice. Dinamica susținei tezilor de doctor habilitat și doctor. Deci comparăm 2018 cu 2019. Și vedem, în 2019 au fost susținute și aprobate 210 teze, cu 24 teze mai puțin față de 2018, 22 teze doctor habilitat, 31 în 2018, 188 teze doctor în știință, 213 în 2018. Repartizarea titlurilor științifice conferite în anul 2019 după domeniile științifice, este important să menționăm că o bună parte, chiar aproape de două treimi, avem deci, titluri științifice în științe sociale economice și științe umanistice. 52%, ăsta sunt 63%, aproape două treimi. Domeniile de interese la doctorat, spațiul european de cercetare versus Republica Moldova. Ce? Se observă. Spre deosebire de Uniunea Europeană, unde în topul studiilor la doctorat sunt așa domenii ca științe, se are vedere științe naturale, inginerie și tehnologii, științe și tehnologie în Republica Moldova, predomină științe sociale și economice, urmate de științele medicale și cele umaniste. Iată, aici vedeți în țările dezvoltate, științe și tehnologii, o bună parte din studenții PhD, deci, la noi, iată, aceste domenii, care de fapt stă la baza dezvoltării economiei reale, deci ele sunt minoritare. Repartizarea titlului de profesor universitar și conferențiar universitar, iar după domenii științifice, același lucru observăm, deci științe sociale, economice, umaniste și alte, deci aici ele predomină. Probleme identificate în domeniul potențialului uman și pregătirii cadrelor calificate în Republica Moldova în anul 2019. Implementarea legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a creat un deficit de buget în anul 2019 pentru salarizare și organizarea optimală a activității organizate din domeniul cercetării și inovării, soldat cu reducerea personalului, inclusiv personalul științific. Elaborarea cu carențe conceptuale și aprobarea în anul 2019 a Programului Național în domeniul cercetării și inovării pentru perioada 2023 și a Planului de Acțiuni privind implementarea acestuia, precum și a metodologiei de finanțare a proiectelor conform priorităților strategice aprobate în domeniul cercetării și inovării, a dus la excluderea unor categorii de proiecte finanțate de la bugetul de stat, de exemplu, proiecte pentru tineri cercetători, reducerea substanțială a posibilităților de încadrare pe o normă întreagă a cercetătorilor în proiecte științifice fundamentale și aplicative și pierderea nucleului de bază a cercetătorilor în cadrul unor școli științifice autohtone recunoscute la scară internațională și aici vreau să menționez că am primit multe scrisori de peste hotare în susținerea cercetătorilor care au vizibilitate internațională, dar nu au reușit să câștige proiecte în cadrul concursului program de stat. Lipsa în 2019 a metodologiei de evaluare a organizației drept public din domeniul cercetării și inovării, care ar fi fost iminentă la luarea deciziilor privire la finanțarea acestor organizații. Elaborarea și aprobarea cu întârziere, abia în februarie 2020, a metodologiei de finanțare instituțională, fapt ce a creat impedimente considerabile în alocarea mijloacelor bugetare organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării de către entitatea care deține calitate de fondator. Aici se dau pe ansamblu, de exemplu, reducerea în 2019 a numărului cercetătorilor cu circa 10%, deci despre aceste lucruri deja am vorbit. Conform datelor oferite de institutele de cercetare subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, din aceste organizații, în anul 2020, au plecat 213 persoane.
sunt încadrate pe norme incomplete 468 de persoane, inclusiv 154 persoane pe 0,25 normă, 236 pe 0,50 normă, 78 de persoane pe 0,75, 236,05, 78,075 normă. Eficiența utilizării mijloacelor financiare în anul 2019. Cheltuieli efectuate pentru activitatea cercetare și dezvoltare au însumat 498 milioane lei sau 0,24 din produsul intern brut, cheltuieli curente 97,30%. Aici vedeți dinamica finanțării domeniului cercetării și inovării în Republica Moldova. Deci era undeva 0,74-90, am atins peste 0,65-65 undeva în 2008. Acum mergem așa la sigur spre acel minim absolut care a fost în anul 2001, undeva la 0,21-0,22. Actualmente, adică în anul 2019, a fost 0,24% din PIB. Problema noastră este că finanțarea este în exclusivitate de la buget, foarte puțin alocații deci, extra bugetare, ci reușesc câteva echipe să aducă banii de peste hotare. Iată, în țările dezvoltate, chiar Slovenia, cu 2 milioane de populație, dumneavoastră vedeți că are aproape 70% finanțare de la sectorul real. Ce este aici interesant, Republica Moldova e componenta din dreapta. Este arătat suma pe care noi o câștigăm de la programele europene, iar restul aici așa și scrie AMNEO. Proiecte de cercetare finanțate ANCD în 2019 pentru instituții de învățământ superior, 56 au fost proiecte, 4.538 milioane. Aici o să stați puțin că eu mă văd aici. Așa, proiecte de cercetare finanțate de ANCD, instituții de cercetare în 2019, 62 de proiecte, 6.528.000. Proiecte de cercetare finanțate prin coordonare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 17, 2.010.000. Proiecte de cercetare finanțate prin coordonare cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, 7 proiecte, 849.000. În ansamblu, în anul 2019, au fost aprobate pentru finanțare 142 de proiecte cu alocații financiare precizate de 13.926.000 lei. Deci banii câștigați din proiectele, din programele cadru, deci actualmente e Orizont 2020, vedeți, a crescut. Putem să menționăm că până când noi aducem banii înapoi de la Bruxelles, dar tendințele legate și de micșorarea numărului cercetători și de plecarea unor cercetători cu experiență, nu am timp să mă opresc la acest capitol, dar deci în viitor apropiat putem avea probleme. Oricum, în anul 2019, 10 proiecte finanțate în sumă de 1.051.000 euro de la programul Orizont 2020. Finanțarea cercetării în lume și numărul cercetătorilor la 1.000.000 de locuitori, deci la ambele componente, noi suntem printre ultimii în Europa, dar vreau să vă spun că și în România. Deci, cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare în 2018-2019, în 2018 484 milioane, în 2019 498 milioane. Deci, în totalul cheltuielilor curente predomină cheltuielile de personal. 367 milioane lei sau 75%. Și atunci aici vedeți, cheltuielile curente 75%
procente cheltuieli de personal. Cheltuieli curente pentru cercetare de dezvoltare pe domenii științifice. Nu avem timp să analizăm. Deci, concursul program de stat. Deci, vedeți aici participarea instituțiilor cercetare, universităților. Vă atrag atenția, deci participarea a fost largă, instituțiile cercetare au înaintat din numărul total 67%, universități 27%, altele 6%. Deci aici vedeți suma solicitată de proiectele depuse la concurs constituie 425 milioane de lei. Prin hotărârea de guvern 382-29, pentru cercetare și inovare au fost alocate 224 milioane lei. La concurs au participat 4.496 de persoane, 249 de echipe. Câștigătorii sunt cunoscuți. Eu doar vreau să vă atrag atenția că la final s-a luat decizia să se micșoreze volumul de finanțare pentru fiecare proiect câștigător cu 30% pentru a majora numărul de echipe câștigătoare. Finanțarea insuficientă a cercetărilor fundamentale și a celor aplicative fără trend de majorare cu timpul. Reducerea eficienței cercetărilor din cauza subfinanțării și a infrastructurii depășite, care nu corespunde exigențelor actuale ale tehnologiei moderne. Susținerea intimă din partea statului, activități de inovare și transfer tehnologic. Recomandările Academiei de Științe. Revizuirea în bloc și recordarea prevederilor documentelor elaborate și aprobate de guvern în anul 2019. Eu despre aceasta deja am vorbit. Finanțarea nucleu a organizației din domeniul cercetării și inovării să ține de finanțarea instituțională. Creșterea subsidiilor din partea statului pentru modernizarea infrastructurii cercetare. Consolidarea centrelor de cercetare prin procese de clusterizare. Susținerea financiară a unor instituții, ca de exemplu zona nord, acolo este și Universitatea de Stat ale Curoso și alte institute, prin proiecte de cercetare. Apropo, Universitatea de Stat a câștigat 0 proiecte din cele 9 trimise la concurs program de stat. Conectarea la Centrul Comun de Cercetare și alte centre. Audierile publice a rezultatelor din cadrul proiectului cercetare și inovare. În anul trecut am organizat audierea a 299 de proiecte finalizate în 2018. Toate aceste audieri pot fi accesate și aici aduc mulțumiri Institutului Dezvoltării Societății Informaționale pentru că a realizat un lucru foarte important. Proiecte științifice finanțate de la buget și finalizate în anul 2019, pe care le-am audiat la începutul anului curent, 296 de proiecte. Calitatea cercetărilor, impact și implementarea rezultatelor. Eu o să trec foarte repede, timpul deja se apropie. Deci, în premieră au fost elaborate principii, metode, condiții și căile de creare și menținere dirijată a sănătății psihosociale. Au fost vă atrag atenția că institutele și membrii Academiei sau cercetătorii sunt menționați pe slide. Au fost obținute noi rezultate experimentale de inducere a elementelor etapei intermediare în procesul de formare a sindromului C4 la plante cu C3 tip de fotosinteză. A fost estimată modificarea conținutului biochimic al biomasei de spirulină pe durata cultivării în prezența nanoparticulelor. A fost determinat polimorfismul genetic al populațiilor de lupoaie la floarea soarelui. Au fost identificate noi specii de insecte. A fost evaluată calitatea apei din feleștirea raionilor Glodieni, Sporeni, Fălești. Pentru prima dată au fost propuși 3 noi indici climatici. Au fost cercetate peste 1.750 soiuri în colecție și peste 11.450 hibrizi în livezile de selecție. S-au efectuat peste 15.900 hibride. Au fost transferați în colecția grădinii botanice 14 taxoni plante medicinale, 12 taxoni plante aromatice, etc. Au fost create 28 nuclee de selecție a diferitor genotipuri de taurine, ovine, caprine, suine, iepuri, păsări și pești.
a fost omologat soiul de gliu de toamnă savant, a fost înregistrat soiul de oz de primăvară ori băni, creat în comun cu Institutul de Culturi Leguminoase Orion Federația Rusă și aici vedeți și elaborări de noi vinuri albe. În domeniul medicinii au fost elaborate și implementate tehnologii noi invazive, adaptate și utilizate adecvat pentru tratamentul colecistitei calculoase acute complicate în funcție de evoluție. Au fost perfecționate diagnosticul antenatal și tratamentul chirurgical al noi născuților și sugarilor și, cu malformațiile congenitale de tract digestiv și perete abdominal, studiate ratele de complicații postoperatorii de letalitate și de supraviețuire. Preparatele de origine entomologică au demonstrat proprietăți antiinflamatoare superioare antiinflamatorului nesteroidan diclofenac. A fost identificat un predictor al necrozei miocardului la pacienți cu arterie coronariene epicardice non-obstructive. A fost implementată metoda de determinare a riscului complicațiilor tardive la pacienți cu cardiopatie ischemică. A fost o abordare, realizată o abordare multidisciplinară a maladiilor neuro-oncologice în baza diversității morfologice și agresivității biologice prin aplicarea tehnicilor chirurgicale minimal invazive. Exemple de brevete obținute, certificate de inovator pentru forme farmaceutice, în domeniul științei exact și inginerești. A fost rezolvată problema lui Walter Röntgen, formulată cu circa 50 de ani în urmă. A fost creat un concept de sistem cadru de suport pentru luarea deciziilor în gestionarea situațiilor cu multe victime prin intermediul unei abordări multistrat bazate pe inteligența artificială. Vă atrag atenție, autorii sunt indicați și institutele. A fost elaborată aerogalnitul prin material artificial cu proprietăți doare hidrofile și hidrofobie. S-a demonstrat dirijarea stărilor de spină în matrice de puncte cuantice și au fost elucidate criteriile designului dispozitivelor moleculare și, cu comutare de spin. A fost elaborată o nouă tehnologie de fabricare a contactelor Josephson-Palare cu utilizarea unui fascicul de ion focalizat. La fabrica de stic din Chișinău a fost implementată tehnologia de formare a depunerilor de grafit pentru forme de turnare a sticlei cu proprietăți antiaderență și antiuzură sporite. A fost sintetizat peste 100 de noi compuși coordinativi, inclusiv substanțe cu proprietăți antimicrobiene și antifungice. A fost elaborată tehnologia de sinteză a compușilor nord-danici și a derivatelor lor din salvie pentru aplicații antifungice și antibacteriene. Au fost elaborați indicatorii relevanți pentru monitorizarea în complex a obiectelor acvatice din bazinul hidrografic al Nistrului. Au fost dezvoltate tehnologii de oxidare a poluanților organice și anorganice acvatice de îndepărtarea metalelor grele din medii acvatice. A fost pregătit satelitul TUM nanosat pentru lansare cu titlu gratuit. A fost elaborat un nou convertor de frecvență pentru interconexiune sistemelor electroenergetice în transmiterea puterii active cu eficiență sporită. Au fost înregistrate 484 de seisme globale, 68 cutremure produse în zona Franța și a fost elaborată o metodă nouă de evaluare a probabilității și amplorii daunelor posibile. A fost elaborată metodologie de sistematizare și generalizare a datelor geologice, geofizice și geochimice cu utilizarea aparatului GIS, brevete obținute în secție respectivă. În domeniul științelor sociale, economice, umanist și arte a fost efectuată evaluarea factorului principal de asigurare a competitivității Republicii Moldova. Din perspectiva implementării acordului asociere Republica Moldova Uniunii Europeană, a fost elaborat un model econometric de prognoză a PIB-ului cu date infraanuale și efectuate cercetări în vederea dezvoltării modelului dat. A fost dezvoltat conceptul de risc sistemic. Au fost trasate scenariile de dezvoltare demografică în municipiul Chișinău.
au fost determinate cele mai stringente probleme ale procesului educațional, ca fiind necesar de asigurat metodologie și didactic. Au fost identificate percepții diferitor categorii de actori organizaționali pentru disponibilitate și accesibilitate unor acțiuni ce vizează gestionarea situațiilor de conflict, muncă, familie, etc. Au fost ajustate, mergem mai departe, au fost elucidate posibile configurări geopolitice și geostrategice la nivel global și regional. A fost examinat conținutul relațiilor Republicii Moldova cu statele din vecinătate, cu analiza eficienței parteneriatelor transfrontaliere. Au fost cercetate sub aspect istorico-sociocultural și bibliografic cele mai importante publicații periodice, reviste și ziare editate în Basarabia în prima jumătate a secolului 20. A fost realizat un ghid informativ interdisciplinar privind diversitatea florii din grădina botanică. Au fost continuate investigațiile axate pe probleme referitoare la istoria medievală și tranziție la modernitatea țării Moldovei în context politic, cultural și spiritual european. A fost elaborată o producție multimedia pe suport DVD-ROM care vizează contextualizarea fenomenului etnocultural Horasatului în spațiul geocultural al Republicii Moldova. Au fost cercetate aspecte multidimensionale ale patrimoniului muzical, teatral și cinematografic, analizată contextualizarea europeană a creației muzicale. Au fost valorificate editorial rezultatele științifice privind evoluția istorică, patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și al Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Lista publicațiilor științifice în anul 2019, total 11.220, undeva 4 per cercetător. Vreau să vă atrag atenția că dacă ar fi 5.000, dar în loc la celălalt 6.000 ar mai fi 500 de lucrări în reviste europene și internaționale, eu cred că noi nu mai am câștigat. Dar oricum, publicații sunt. Publicații sunt și comunitatea activează. Inovare și transfer tehnologic. Dumneavoastră vedeți, numărul de brevete scade, deci cu timpul. Este clar că noi aici trebuie să avem un stimul. Procesul de absorbție de sectorul real este slab, deci și interesul față de brevetare nu este înalt. Aici vedem informația referitoare la programul de inovare și transfer tehnologic, deci cofinanțare, parte de sus, nu la eficiență energetică este o cofinanțare mai mare, oricum cofinanțarea de obicei este mai mare de 50%. Deci, vedeți aici numărul de proiecte în dinamică. Și în anul 2019, buget de stat 6 milioane, deci surse private atrase pentru realizarea proiectelor, transferul peste 8 milioane. Vizibilitate în plan național. Deci, vă atrag atenția că prin decizia ANACEC a fost formată Comisia de Evaluare, Clasificare și Monitorizare Reviselor Științifice, președinte Acadiceanu Curiuc, doctor, și în 2019, în Registrul Revistelor Științifice din Republica Moldova, figurează 9 reviste categorie A, 3 reviste categorie B+, plus 30 reviste categorie B, 7 reviste categorie C. Vedeți jos reviste științifice din Republica Moldova, cotate la nivel internațional și înregistrate în Web of Science și în Scopus, avem o serie de reviste care se bucură de succes la nivel european. Aici vedeți clasificarea revistelor evaluate în 2019. Și iată dinamica numărului de reviste acreditate. Reviste din clasa C, numărul lor scade și asta e bine, fiindcă înseamnă că cele mai bune totuși trec în clase mai superioare. Deci nu o să mă opresc, aici vedeți o serie de reviste naționale, dar și reviste care sunt în bazele de date internaționale. Deci, instrumentul bibliometric național, cea mai mare bibliotecă electronică cu acces deschis la lucrări științifice și publicate în revistele și colegii manifestorilor științifici din Republica Moldova, până în anul 2020, în 2019, au fost înregistrate 20.698 publicații.
Iată aici vedeți dinamica numărului de articole pe domenii publicate în reviști științifice din Republica Moldova, disponibile în format electronic. RENAM, umbrela informațională, care acoperă peste 20 de instituții de cercetare, majoritatea universităților, biblioteci și instituții medicale. Forul științifice a fost pus în aplicare regulamentul cu privire la recunoaștere, clasificare și evidența manifestărilor științifice, standardizate principiile de clasificare și validare a manifestărilor științifice. Registrul național elaborat de ANACEC au fost înregistrate 153 de evenimente științifice. Nu o să mă opresc la detalii. Manifestări științifice desfășurate în anul 2019. Recomandările Academiei de Științe, ce ține de conferințe, transmiterea către IBN a materialului conferințelor, tezelor publicate, asta este important ca noi să le avem în spațiu virtual și să putem accesa reviste. Promovare obligatorie de către colegii redacția revistei în format electronic pentru a fi catalogată de către IBN, fapt ce va permite monitorizarea numărului de publicații în reviste naționale, precum și a numărului de citări la lucrările respective. Vizibilitate în plan internațional, iată, poate aceasta este într-adevăr important și vă atrag atenția. Deci Armenia, cu timpul, numărul de publicații în Scopus crește, în Azerbaijan crește, la noi, în ultimii 2-3 ani, se observă încet o micșorare. Și dacă noi nu o să schimbăm radical situația, acest proces de micșorare va continua. Deci tipul lucrărilor publicate în Scopus, mai multe articole cu ani. Deci avem un practic mai puțin de 2% publicații în colaborare dintre mediul academic și industrial. Deci aici vedeți publicații cu autori exclusiv din Moldova, dacă avem peste 500 publicații în Scopus, deci în anul 2018 177 au fost numai cu autori din Republica Moldova, iar în 2019 numai 158. Scade numărul publicațiilor trimise exclusiv din Republica Moldova și asta încă o dată arată deci tendința de micșorare a numărului cercetători, dar și infrastructura care este depășită. Publicații indexate în Scopul sunt în funcție de domeniul științific și nu o să ne oprim. Deci top 10 țări cu care noi colaborăm, România, Germania, Federația Rusă, sunt în top și în 2018 și în 2019. Clasamentul internațional al instituțiilor de învățământ superior, deci vedeți aici printre lideri Universitatea Tehnică, Universitatea de Stat, Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Dacă luăm clasamentul internațional al centrelor de cercetare, 477 la începutul lunii ianuarie curent, Academia de Știință, urmează Institutul de Matematică și Informatică, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Institutul de Chimie, etc. Vedeți clasamentul Academiilor de Știință conform Verbometrics. Nu Republica Moldova sau Academia de Știință a Moldovei, vedeți, se află undeva aici, în, spunem în primele 10, dar față de ceea ce a fost mai mulți ani în urmă, deci este mai modest, totodată suntem până când mai sus de unele academii care în principiu mă duc de punct de vedere financiar mai bine. Propuneri de perspectivă. Eu nu o să mă opresc la aceste propuneri aici, pentru că ele sunt și dumneavoastră le-ați primit deci în documentele trimise aseară. Probleme majore identificate în domeniul științei. Aici o să mă opresc succes. Cea mai acută consecință a implementării reformei în domeniul cercetării inovării este pierderea cadrelor. Exprimată în cifre, ea constituie o scădere în 2019 cu 287 persoane, circa 10%. A numărul cercetători în comparație cu anul precedent. Tendința de diminuare a numărului de personal angajat în cercetare a fost marcată la începutul anului 2020 și de concurs program de stat, ceea ce a dus la dispariția de pe harta domeniului cercetare autohtone a mai multor componente, inclusiv a unor colective de cercetători cu vizibilitate și apreciere internațională.
Concurs program de stat, inițiat de ANCD în septembrie 2019 și finalizat în ianuarie 2020, fiind unul de importanță majoră, deoarece anume prin acest concurs au alocat cele mai semnificative mijloace financiare, a înregistrat în opinia majorității membrilor ASN și altor reprezentanți ai comunității științifice mai multe carențe, principalele de ele constituind calitatea expertizării propunerii proiecte și respingerea în bloc a celor 108 contestări. Implicarea infimă a sectorului economiei reale în proiecte, cercetare și inovare, inclusiv finanțarea sau cu finanțarea acestora, diminuarea interesului tinerilor pentru urmarea unei cariere în domeniul cercetării, decalajul dintre domenii de interes științific în statele UE și Republica Moldova, utilizarea unei infrastructuri cercetare depășite moral și fizic care nu corespund exigențelor tehnologiei moderne, excluderea din subordinea Academiei Științe a Moldovei Institutului Cercetare a redus substanțial relevanța acestea ca corp științific suprem în Republica Moldova. Menționăm în context și impactul negativ asupra cercetării generat de stoparea schimbului interacademic ca rezultat al reformei. Soluții propuse de ASN pentru depășirea situației de criză. Ele sunt în documentele dumneavoastră. Eu le las aici pe acest slide ca să le citiți și vă mulțumesc pentru atenție. Am depășit, dar m-am oprit și la unele rezultate. Noaptea am primit un mesaj din Statele Unite ale Americii, de la academicianul Boris Persuter. Dumnealui a menționat că aceste documente care noi le-am transmis, proiectele de hotărâri cu o informație vastă, arată că se lucrează și sunt rezultate, dar totodată menționează că noi puțin facem publicitate la rezultatele noastre, inclusiv a membrilor Academiei de Științe a Moldovei. Și a rugat ca lucrul acesta noi să luăm în considerare. Desigur, în documentele care vor fi, rapoartele care vor fi plasate pe site-ul Academiei și raportul asupra stării științei va fi trimis la Guvern, rezultatele vor fi reflectate, să spunem, la un nivel care s-ar merita. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule președinte. Întrebări către domnul președinte. Cine dorește să pună o întrebare și este conectat online, vă rog să vă conectați microfonul și să formulați întrebarea. Sunt doritori? Bun, deci, într-adevăr, cum a menționat domnul academician Mitrofan Ciobanu, întrebările pot fi puse și prin telefon, adresându-le secretarului general, secretarului științific general sau secretarilor științifici ale secțiilor. Numerele de telefoane la care îi puteți contacta au fost distribuite. Da, deci dacă vor fi întrebări, pot fi formulate în așa mod. Vă mulțumim încă o dată, domnule președinte. Acum, deci, începem dezbaterile pe marginea raportului asupra stării științei prezentat. După cum a fost menționat în mesajele care le-ați primit, pentru o organizare mai eficientă, am solicitat ca doritorii să se înscrie în prealabil. Avem o listă din 7 persoane, avem prezenți și 2 oaspeți care sperăm că vor lua cuvântul. Așa că trecem la dezbateri. Primul în listă este înscris membru corespondent al Academiei de Științe, domnul Alexandru Stratan, care reprezintă și Consiliul Directorilor Institutelor de Cercetare. Vă rugăm, domnul membru corespondent. Stimate domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei, distinși membri ai Adunării Generale, onorată asistență. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru acest raport grăitor și plin de date concludente care vorbește despre starea lucrurilor în domeniu.
Totuși, în continuare, opiniile pe care le voi expune derivă din consultările pe care le-am avut în cadrul Consiliului Directorilor Institutului de Cercetare, dar și părerile unor cercetători consacrați, reflectate în diverse publicații de profil. Venim și cu observații, dar și cu mulțumiri. Ori țara trebuie să-și cunoască eroii. În calitate de președinte al Consiliului Directorilor Institutului de Cercetare, asociație care întrunește directorii celor 19 organizații de drept public în domeniile cercetării și inovării, funcția de fondator a cărora este exercitată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, sunt profund îngrijorat de principala constatare a celui de-al doilea raport asupra stării științei Republica Moldova, și anume, că în plan general, reforma domeniului cercetării și inovării s-a soldat cu consecințe deplorabile pentru Academia de Științe și instituțiile de cercetare. Eu aș cataloga chiar puțin mai dur. Reforma aproape că a fost pe cale să eșueze. Și atunci apare o întrebare firească. Este sau nu mai bună starea lucrurilor acum decât cea de dinainte de marele reforme, începând cu anul 2018? Probabil timpul va răspunde cu fermitate la această întrebare. Dar vreau doar să reamintesc ce spune chiar de la bun început rezumatul executiv al raportului alternativ Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană, care a fost elaborat anul trecut la cei 10 ani ai parteneriatului estic și 5 ani de la intrarea în vigoare a Acordului de Asociere, de către organizațiile independente, Expert Group și Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Citez. După 5 ani de implementare a Acordului de Asociere, astăzi cooperarea sectorială dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova este mai consolidată, în special în domeniul cercetării, al inovării și al educației. Beneficii de asemenea au fost multiplicate de regimul fără vize cu Uniunea Europeană, cooperarea în domeniul politicii externe și securității a fost aprofundată, totuși funcționarea instituțiilor democratice. Se creeze riscul deteriorării capitalului fizic, intelectual, uman, existent în prezent, dar și de capacitatea de resurse umane Republicii Moldova este un atut vital al națiunii. Salariile decente, oportunitățile de carieră și condițiile de muncă favorabile pentru cercetători sunt esențiale pentru a evita migrația valorilor și epuizarea progresivă a activelor sale intelectuale. Am repetat și am spus-o și mai înainte, aceste două deziderate, știți de unde vin? Ele vin din acel raport al exercițiului de evaluare a sferei cercetării și inovării, efectuat acum 4 ani, în mod independent de experți europeni, la care atâtea referințe au făcut factorii de decizie ce au implementat reforma. Despre simpla preluare nejustificată de la HME a instituțiilor de cercetare, fără generarea unei valori adăugate pentru domeniul științei, urmarea acelui proces, carențele din documentele de politici elaborate ce vizau viitorul concurs de proiect, distribuirea întârziată și neargumentată a finanțării instituționale raport cu cea prin concurs, întârzierea și ulterior repeziciunea desfășurării concursului de proiecte fără o claritate vis-a-vis de metodologia finanțării instituționale, iar ca rezultat, adevărați titanii ai științei autohtone au fost marginalizați, așa că academicienii Teodor Furdui, Grigore Belostești, Mitrofan Ciopan, Muscalenco, Lupan și alții, respectiv urmările grave vor urma în 2020, am preîntâmpinat cu colegii directori încă în vara 2019, în cadrul ședințelor pe platforma Comisiei Parlamentare de Profil. Însă, niciun deputat nu a auzit doleanțele Consiliului Directorilor. Pe parcursul anului 2019, Consiliul Directorilor a avut 12 ședințe cu dezbaterea diverse probleme din domeniile cercetării inovării cu conducerea MEC, Consilierul Președintelui Republicii Moldova, conducerea HME, ANCD, Comisia Parlamentară de Profil. Am avizat și am contribuit activ la elaborarea documentelor de politici care au fost enunțate în raport de către domnul președinte academician Chitineanu. Revenind la raportul expus de către președintele HME, reiterăm susținerea vis-a-vis de proiectul numărul 232/19 pentru modificarea codului cu privire la știință și inovare, care a fost examinat și aprobat de către 5 dintre 6 comisii parlamentare în care s-a reușit să fie audiat, inclusiv participarea neînfățită reprezentantului Consiliului Directorilor, domnul Victor Jun. O altă problemă cheie care a fost menționată în raport ține de finanțarea instituțională a cercetării. În contextul dat, Consiliul Directorilor a atenționat factorii de decizie despre necesitatea urgentării, elaborării și aprobării acestea și a participat activ la procesul de avizare. Vreau să aduc pe această cale mulțumiri domnului Corneliu Popovici, consilierul președintelui și ministrul la acel moment, domnul Anatolie Topală, secretar general al Ministerului, pentru aprobarea rapidă, chiar dacă cu întârziere de la procesul normal, și luarea în considerație a doleanțelor noastre, cu toate că nu toate prevederile au putut fi implementate din cauza resurselor financiare limitate.
Urmarea rezultatelor dezastruoase pentru unele institute de cercetare din cadrul concursului de proiecte, programul de stat 2019, Consiliul Directorilor a susținut propunerea și aduce pe această cale mulțumit conducerea actuală a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, domnul ministru Șarov, direcției de profil a Ministerului, doamna Leona Orofrei, și conducerea NCD pentru găsirea posibilității și alocarea acelor mijloace suplimentare și demararea concursului legat de atenuarea impactului COVID-19, ceea ce a ameliorat situația grea în care se pomeniseră unele instituții. În pofida greutăților prin care am trecut în 2019, raportul vine și cu frumoase rezultate științifice obținute. Și astăzi vreau să le mulțumesc colegilor directori și colectivelor de cercetare pentru răbdare, dedicație și înțelepciune. Am fost solidar și cu unii colegi cu regret ieșind la proteste, lucru care nu s-a mai întâmplat în ultimii 10 ani. În contextul dat, nu putem să nu ne exprimăm profundă îngrijorare în legătură cu declarațiile primului ministru, cum că unele categorii de oameni de știință cu predilecție din domeniile socio-umanistic ar exercita comenzi politice și ar fi finanțați politic, fără ca lor activitate să aducă rezultate palpabile pentru societate. Catalogarea că oamenii de știință din domeniile sus menționate cheltuie gratuit banii publici și nu merită finanțare din bugetul public este nefondată, reprezintă o intimidare și încălcare a drepturilor constituționale ale cetățenilor Republicii Moldova. Dacă primul ministru se află în posesia unor probe concrete, nu are decât să le prezinte, acesta fiind modul de comportament într-un stat de drept și într-o societate democratică. Exprimăm regretul că oamenii de știință sunt partajați gratuit în diferite categorii și avem întreagă speranță că prin dialog vor fi identificate soluții de depășire a gravelor probleme care se confruntă sistemul național de cercetare și inovare. De ce nu și inclusiv a unor probleme particulare care se confruntă unii cercetători, în particular? De exemplu, cazul strigător la cer a doctorului Iulia Iațco, care suferă de o boală extrem de rară, iar țara în care muncește cu patriotism i-a cam întors spatele. Pe final, venim de asemenea și cu unele propuneri în vederea perfecționării și ușurării derulării activităților de cercetare. Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării și metodologia de finanțare instituțională contravin pe alocul codului de privire la știință și inovare și necesită îmbunătățire. Suntem gata să participăm în continuare, inclusiv pentru principii mai clare în acordarea finanțării instituționale. Susținem propunerea HM privind raportul finanțare instituțională, finanțare prin concurs, care în condițiile actuale ar trebui să fie de 40 la 60, nu invers cum este în prezent. Oare noi vrem să întrecem întreaga Europa în momentul în care finanțarea ce revine pe cap de cercetători este de 80 de ori mai mică decât media UE? Prin implementarea prevederilor actuale am ajunge la cea mai redusă pondere a finanțării instituționale în Europa, acolo unde este considerată foarte importantă pentru a asigura o continuitate, o bază stabilă pentru cercetări și sustenabilitatea instituțiilor, finanțarea proiectelor de lungă durată și a cercetărilor mai puțin atractive din punct de vedere economic, ar permite un nivel adecvat de autonomie în selectarea de mace de cercetare. Suntem de acord că ponderea finanțării competitive în bugetul total al științei ar trebui să crească ca mijloc de stimulare a concurenței și de recompensare a celor mai promițătoare propuneri și echipe de cercetare. Însă o astfel de creștere a finanțării concurențiale ar trebui să se bazeze în mod prioritar pe fonduri suplimentare care trebuie alocate domeniului, dar nu printr-o simplă reducere a părții instituționale a bugetului, ceea ce afectează în mod negativ potențialul științific al țării. Proiectele pentru tineri cercetători. Aceasta deoarece acestea acum lipsesc. Numărul cercetătorilor scade, dar nu crește. Mai mult ca atât, tinerii nu vor mai veni, ei având mai multe alternative decât domeniul științei. Metodologia de evaluare, care va fi aprobată în curând, se prevadă diferențierea finanțării organizațiilor doar pentru partea instituțională, nu și cea prin concurs. La moment, se permite schimbarea echipei de cercetare a proiectului nu mai mult de 30% în toți cei 4 ani. Considerăm, ținând cont de fluctuația mare a cadrelor care a avut chiar și în primul an de derulare a proiectului, că această prevedere trebuie modificată. Perfecționarea modului de organizare și desfășurare a audierii rapoartelor anuale în cadrul HMI. Atenționăm și asupra unor proceduri birocratice excesive în activitatea organizațiilor ce țin de Ministerul Finanțelor. De exemplu, neînregistrarea contractelor economice atrase de conducătorii instituțiilor și organizațiilor, care exercită și funcții de executor în aceste proiecte. Cazul domnului Mihai Târșu, director al Institutului de Energetică, a fost unul ieșit din comun, unde am asistat la și am fost martor la o imitare a luptei cu corupția. Tergiversarea plăților în cadrul proiectelor internaționale. Nu ne înțeleg partenerii de dezvoltare acest sistem birocratic din cazul căruia nu se valorifică la timp fondurile atrase. Propunem să fie permise delurarea acestor tranzacții pe conturi independente, fără intervenția Ministerului Finanțelor. În final, apreciez pozitiv raportul de stare a științei pentru 2019, care
aduce date grăitoare și concludente privind starea științei în anul precedent și aduc mulțumire de rigoare conducerea HM pentru gândirea obiectivă a problemelor cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnul director, propunerile dumneavoastră, mesajul dumneavoastră, în opinia mea cel puțin, este în completă concordanță cu cele prezentate în raportul pe starea științei, iar propunerile care le-ați făcut le va lua în considerare Comisia pentru definitivarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumim. Îl invităm pentru următorul discurs, pe domnul academician Gheorghe Țăbârnă. Domnul academician Țăbârnă, avem legătura cu dumneavoastră. Da, eu în primul rând, mă auziți, da? Da, da, vă auzim, vă rugăm. Bă, în primul rând, la toți vă doresc sănătate, fiindcă acum e cel mai scump pentru noi. Eu am auzit foarte, am ascultat foarte atent raportul domnului Tighineanu. Eu vreau să spun că e un raport foarte amplu și îl apreciez pozitiv, dar eu așa o întrebare concretă, dumneavoastră, ca tare o știți și domnul Tighineanu știe, dumneavoastră spuneți acolo că doriți în structura Academiei să organizați un centru comun de tehnologie. Eu aș spune că totuși trebuie de organizat un centru de tehnologii moderne în medicină. Noi am avut această temă de discuții, dar fiindcă dacă noi am avut să avem așa un centru în structura Academiei de Medicină, da? Înseamnă noi absolut altfel am putut să luptăm împotriva acestei cumpini coronavirus. Asta e prima poziție. Și a doua, eu vreau să mulțumesc încă o dată conducerii Academiei, care totuși eu gândesc că din raportul acesta se stăruie să arăte că totuși Academia actuală, membrii Academiei, totuși acționează pentru cercetarea în țara noastră, Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule academician, luăm act de propunerile dumneavoastră și acum îi oferim cuvântul domnului Adrian Lebiudinski, președinte al Comisiei Parlamentare de Profil. Domnul Lebiudinski, vă rugăm. Da, vă mulțumesc. Domnul președinte al Academiei de Științe, mulți stimați membri titulari, membri corespondenți, membri desemnați Sectorului de Științe, Academiei de Științe de Republica Moldova, onorată asistență, cu ocazia deschiderii sesiunii a 5-a Adunării Generale Academiei de Științe din numele Comisiei Parlamentare Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media și al meu personal în cartea de președinte, la care am onoare să fiu, salut prezența distinșilor din membrii Academiei de Științe și tuturor participatorilor la Adunarea Generală. Aș dori să ne exprim o apreciere pentru muncă pe care o depuneți nu doar către răul științific, dar și organizatorii, care are o mare importanță pentru continuitatea activității Academiei de Științe. Domeniul cercetării și inovării este unul, poate, din cele mai importante domenii ale Academiei pentru dezvoltarea societății și contemporane, pentru prosperitate imposibilă fără colaborare durabilă a cercetătorilor cu economia reală. În perioada premergătoare, tot mediul academic a trecut prin schimbări majore, urmare a reformei Academiei de Științe, provocărilor concursurilor pentru proiecte cercetare, modificări finanțări instituționale, de organizării personalului, oricum acomodarea la noile condiții are loc. În pofida anumitor carențe, în procesul de selectare a proiectelor de cercetare, din la început de cale, procesul de cercetare este în continuu desfășurat. În pofida desigur că atitudinea față de știință, de investiții în capital uman, valorificare și promovare rezultatelor inovatoare a transferului tehnologic, vor suferi schimbări semnificative în întreaga societate, în favoarea unei aprecieri deosebite a cercetării. Gândim să vă valorificați cunoștințele prin implementarea în toate activitățile Comisiei Parlamentare de Profil. Aveți toată susținerea și aprecierea în activitatea științifică și de promovare a imaginii Republicii Moldova pe plan mondial. Întrucât în anul viitor se vor împlini 75 de ani de la înființarea Academiei de Științe a Republicii Moldova, sunt convins că împreună cu conducerea
Academiei de Științe, vor reuși să identificăm un concept de marcare a acestei aniversări și cu domnul președinte, eu cred că vom găsi care vor fi acele momente. În continuare, noi suntem dispuși pentru conlucrare cu dumneavoastră și proiectul de lege este pe ordine de zi a Comisiei. Toate amendamentele, toate propunerile care au venit din partea tuturor subiectelor implicați în domeniul cercetării, noi le consolidăm pentru a da un volum întreg și cumulativ a tuturor acestor propuneri și cred că în viitorul aprobat vom fi gata să îl aprobăm acest proiect de lege pentru ca și mediul academic, dar și economia reală să poată beneficia de cele rezultate care le obțineți dumneavoastră. Vă doresc mult succes de desfășurarea lucrării Adunării Generale și apreciem destul de bine activitatea Academiei de Științe pentru anul 2019, dar în tot timpul mai există lucruri pentru mai bine, cum și de fapt și în partea noastră. De aceea mai rămânem să avem o conlucrare în continuare destul de productivă, să ușile Comisiei Parlamentare de profil pentru toți membrii Academiei de Științe și pentru toate persoanele din domeniul cercetării sunt mereu deschise. Absolut oricare propunere care vine de la dumneavoastră, noi putem să o examinăm, să putem împreună cu dumneavoastră, să vedem dacă este o propunere bună, să vedem cum ar fi implementarea ei. Deci vă dorim mai departe o activitate de succes și sănătate tuturor. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnul președinte, pentru aprecierile rezultatelor comunității științifice și pentru deschiderea spre colaborare. Vă mulțumim! Îl invit acum la microfon din sală pe membru corespondent Constantin Gaindric. Mulțumesc! Stimați colegi, dacă examinăm raportul prezentat de domnul președinte Academiei, cred că prezidiul, cei care au activat în formularea raportului, au făcut un lucru extrem de corect, minuțios și bine echilibrat. Dar, cred eu că în Academie e primit ca lumea să fie destul de diplomatic, să spună lucrurile, dar foarte voalat în multe cazuri. De ce eu, fiind o persoană fire mai puțin diplomatică, am de gând să vă expun câteva lucruri, cum le văd eu. Codul cu privindurile științe și inovare și Programul Național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2020-2023, aprobat prin hotărâre Guvernului. Sunt corect spus, dar încă o dată spun, prea diplomatic. Nu, eu cred că o mare deficiență este conlucrarea nu prea eficientă în structurile de stat, minister și agențiile care au tangență cu cercetarea. Altfel nu s-a ajunge la așa o situație când metodologiile finanțării au apărut în ordine absolut inversă și institutul de cercetare s-au pomenit cu finanțarea unor proiecte și fără cea instituțională. În hotărârile Guvernului din numărul 381 din 2019, foarte bine se vorbește despre situația precară a științei, că noi suntem slab, subfinanțați și multe altele. Dar mă miră măsurile stipulate. Chiar nu este clar că în orice colectiv de cercetare ar trebui să existe și un nucleu din cei mai rezultativi și mai valoroși cercetători, care ar păstra și tradițiile școlilor științifice. Atunci eu nu cred că în fiecare an să micșorez cu 5% finanțarea instituțională, asta duce spre binele cercetării. Se vede sau că funcționarii care au, cu toate că au primit și obiecțiile institutelor, și obiecțiile Academiei, sau nu și-au dat seama ce de serviciu aduc ei cercetării,
s-au acționat intenționat. N-aș vrea să cred lucrul ăsta. Am discutat cu mulți colegi și azi s-a vorbit și în raport, noțiunea de program de stat în documentele existente este diminuată. Doar nu poate să fie 249 programe de stat, altfel se primește Republica Moldova în sfârșit a obținut locul întâi în ceva măcar. Eu cred că programele de stat, asta e ceva care trebuie să fie 4-5, spre exemplu, combatere seci, industrializarea țării, asigurare cu apă potabilă, lucruri care sunt importante pentru întreaga societate, pentru guvernare, pentru în care ar trebui să acționeze știința, societatea, administrațiile locale și cele centrale. La concursul Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare au participat majoritatea colectivelor de cercetare. S-au vorbit de sute de proiecte. Însă, modul de cum a fost organizat, a trezut și obiecte și credeau și foarte mari recurse. Unele reguli fiind modificate pe parcurs. De când se primește că pe parcurs se modifică regulile de funcționare? Nu știu, includerea în text s-a spus că numai cercetătorii să fie incluși. După asta a spus că numai câte o persoană poate într-un singur proiect. Am văzut că rezultate au fost foarte mulți și ingineri sau altfel, dar pe instituții de cercetare nu au avut drept să facă. Am văzut persoane care într-un proiect e inclus 100%, altul nu. Alocarea finanțării în cadrul concursului oferte de soluții de cercetare, inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19 a ameliorat parțial situația unor institute, dar și a demonstrat că agenție de cercetare și dezvoltare și-a dat seama că a făcut o gafă la început cu concursul celor programelor de stat. Atât de grav a afectat unele domenii de cercetare, dar și întregi instituții. Au fost azi pronunțate cifrele. Cât s-au trecut la jumate de normă, la un sfert de normă, și au trecut persoane în valoroase. Iată, eu mă uit. Pentru a scrie o propunere reală cu privire la combaterea și atenuarea impactului, era necesară o conlucrare cu medicii epidemiologi, cu infecționiști. Cine a colaborat? Cine din aplicanți cunosc despre existența unui protocol special? Provizoriu drept de vreo 67 de pagini care în Ministerul Sănătății există. De ce multe din proiectele aprobate spre finanțare au prea puțin, în fond 20 de proiecte au fost, dar multe dintre ei au destul discrepanță dintre ceea ce a fi afișat și ceea ce există. Eu nu doresc să supăr pe nimeni, dar voi da câteva domenii. Judecați singur. Diminuarea situației pandemice cu COVID prin extinderea soilor noi de grâu și orș de toamnă, în calitate înaltă adaptată la schimbările climatice. Particularitățile aplicării măsurilor de combatere eroziunii în scopul diminuării consecințelor acestei Moldova. Algoritm de învățare a biologiei la distanță. Dar și la distanță se învață mult mai în timpul pandemiei, etc. Eu îi felicit pe cei 20 colective, probabil trebuia să îi finanțeze, dar cred eu că acest câștig a lăsat și nedumerirea lor, dar și un sentiment de nemulțumire. Chiar cercetările lor, acestor colective, nu meritau să fie finanțate fără a adăuga COVID-ul. Oamenii au lucrat, specialiști în domeniu, lasă să primească finanțare, fiindcă merită. Iar au adăugat cotița asta de COVID și într-o dată a devenit eligibil. În plan general, reforma inițiată în anul
în 2018 mai departe, în 2004 și 2009, s-a soldat consecințe deplorabile pentru cercetare științifică. Deci și pentru Academie, și pentru Universitate, și pentru Institut. Eu cred că sunt necesare acțiuni urgente pentru resetarea Sistemului Național de Cercetare și Inovare. Mă bucur că domnul președinte Comisiei Parlamentare a dispus să conlucreze și să corecteze ceva. Deci eu aș propune că se insiste asupra conlucrării cât mai strânsă a agendanțiilor care nu întotdeauna funcționează în corespundere cu institutele și cu Academia, în elaborarea strategiilor și în domeniul cercetării și inovării și a concursurilor de căi. Cu toată multitudine de crize în care este societatea, avem cel puțin vreo fapt, viața continuă și trebuie să ne gândim pentru sânul viitor. Academia există. Academia este cere revigorată, iar pentru asta sunt necesare întoarcere în Institutul de Cercetare în cadrul Academiei, completarea cu noi membri prin alegeri cercetătorilor cu rezultate valoroase, dar și cu atitudine civică asupra rolului științei în societate. Și o rugăminte. Eu cred că domnii Dorin Munteanu și Victoria Daria și doamna, cumva o să ajungă, o să știe despre adunarea de celelalte. Eu aș ruga, lasați oamenii decedați în pace, nu le mai trimiteți mesaj. Mulțumesc! Mulțumim, domnul membru corespondent, pentru propunerile extrem, foarte constructive pentru domeniul cercetării. Sperăm că cu forțe comune vom reuși să le realizăm. Vă mulțumim. Acum îl invit pe domnul academician Mihai Popovici. Domnul academician Popovici, vă rugăm să conectați microfonul. Vă oferim cuvântul. Microfonul este conectat. Mă auziți? Da, vă auzim. Vă rugăm. Mă auziți, da? Da, vă auzim, domnul academician. Vorbiți. Da, da. Distinși colegi, a să mă spun să fiu succint. Da. Mă stăruiesc să fiu succint. Sunt auzit acum, da? Sunt bine. Nu. Nu înțeleg. Sunt auzit bine, nu? Domnul Dumitru, vă auzim. Da. Da, pot vorbi? Da, da, vorbiți, vă auzim. Vorbiți, vă rog. Da, stimați colegi. Eu o să mă stăruiesc să fiu succint. Totodată o să reamintesc zicala aceea a poporului că unde nu este sănătate, nimic nu e. De aceea, în aspectul finanțării, fiind întru totul de acord cu antivorbitorii mei, aș vrea să aduc unele informații, să le zicem, suplimentare, ceea ce ține de finanțarea științei medicale. Aș vrea să subliniez că medicii, în primul rând, sunt medici și își fac activitatea lor îngrijind pacienții. După, se preocupă cu aspectele ce țin de cercetare. Acest lucru trebuie să fie luat în considerație dacă vrem să nu plece cele mai bune, cei mai buni cercetători din domeniul medicinei. Acest lucru acum e foarte important privit și prin prisma creșterii salariilor, slava Domnului, cu întârziere, creșterea salariilor pe care au anunțat-o conducerea țării. Sperăm că dublarea salariilor la medici va fi benefică pentru întreaga țară. Totodată aș vrea să
menționez că să se ia în considerație că toți cercetătorii, sau să zicem majoritatea absolută a cercetătorilor din medicină, activează la partul bolnavului. Și nu cumva să se uite de ei așa cum s-a mai uitat în trecut. Și astăzi un profesor cercetător primește ceva mai puțin decât un medic începător. Un lucru inadmisibil. Iată, acest lucru aș vrea să fie luat în considerație și în afară de participarea la diferite proiecte naționale și internaționale, cercetătorii din medicină să fie renumerați pentru munca sa curativă. Cu atât mai mult că pentru aceasta nu se cer surse suplimentare. Sursele, banii pe care îi câștigă instituția datorită activității cercetătorilor din instituțiile acestea, vin în instituții. Ei vin, ei nimeresc în bugetul instituției, dar legislația nu este permisivă. Nu permite ca acești bani să fie, să ajungă la cei care îi câștigă. Adică ei nu ajung la cercetători. Acesta e un lucru. Al doilea moment, s-a vorbit, am discutat noi în diferite comisii, etc., etc., nu știu de ce, aspectul acesta de, să zicem, de stimulare morală a cercetătorilor din medicină, și nu numai din medicină, adică titlul de profesor cercetător, titlul de conferențiar cercetător, cumva pe unii îi deranjează urechea. Găsim altă formulare. Consider că nu este corect dacă cei care activează și pregătesc doctoranți, pregătesc studenți doctoranți, nu au cale juridică să devină profesori cercetători, adică să devină profesori, să devină conferențiari. Iată aceste două lucruri ce țin de finanțare și motivare, aș ruga ca să găsească loc în hotărârea finală a adunării noastre. Apreciez comunicarea, raportul domnului președinte, ca unul satisfăcător, un raport care stă cu picioarele pe pământ și sper că eforturile pe care avem de gând să le facem, cel puțin în medicină, s-ar putea realiza și sconta cu rezultate bune. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul academician. Luăm act de propunerile care le-ați făcut. Țin să menționez că problema referitoare la titlurile de profesor cercetător și conferențiar cercetător a fost abordată și anul trecut și este una din propunerile incluse în modificările Codului pentru Știință și Inovare. Acum mă adresez tuturor cu următoarea rugăminte. Ieri, tuturor membrilor adunării generale le-au fost remise proiectele de hotărâre pentru raportul pe starea științei și raportul asupra activității Academiei de Științe. Vă rugăm în cazul, dacă aveți propuneri, să le remiteți fie prin e-mail secretarilor științifici ale secțiilor sau secretarului general, fie prin SMS, fie prin telefon, după cum am anunțat și mai înainte. Da, domnul Nedelcov, ascultăm, da. Ținând cont de faptul că totuși cercetarea în Republica Moldova nu constituie nici măcar 1% din PIB
și poate nici măcar un sfert din PIB, noi cercetătorii cătăm întotdeauna ieșire din situații și iată că în așa numitul nomenclator al serviciilor prestate dorim și vă rugăm cu insistență ca să fie introdus serviciul de consultanță pentru ca cercetătorii să poată primi un acces la finanțare sub aspectul consultărilor. Eu, spre exemplu, am pierdut 2 ani în urmă aducând în țară un proiect pe elaborarea planului de management a secetelor, banii internaționali s-au transformat în național și pe urmă n-am mai putut să-i gestionăm, fiindcă nu avem statutul ăsta de serviciu de consultanță și deci planul ăsta, iată, acum am văzut lumina zilei, care l-au făcut niște oameni, să spunem, nu chiar așa de cum ar trebui să fie. Deci, ce putem noi să spunem și Academiei de Știință? Noi, cercetătorii, instituțiile academice, acum având, să zicem, încă alt fondator, oricum ne facem datoria, indiferent de circunstanțele timpului, chiar și singurul personal, acele platforme care au fost organizate de către Academia de Știință, una ce ține de modificările de mediu în contextul asigurării securității ecologice în țară, deci au fost prelegerile ascultate și de către organele publice locale și chiar pe timpul pandemiei, în colective mai restrânse, am fost invitați pentru a și rugați pentru a elabora cărți digitale la nivel local privind clima actuală și clima așteptată în viitorii ani apropiați, cu scopul de a incorpora strategiile locale de dezvoltare. Deci are nevoie țara asta de știință, are nevoie de cercetare și noi, cercetătorii, încă nu ne-am pierdut speranța pentru a merge înainte și a efectua și a obține noi realizări. De aceea, totuși, consider că acele probleme care apar ar trebui ca să existe o legătură mai strânsă, probabil, dintre noi, cercetătorii, dintre știință și dintre organele care ne coordonează astăzi soarta, finanțarea și așa mai departe, ca să fim probabil mai bine auziți. Poate și noi trebuie să fim cercetătorii mai activi, poate și cei care soarta cărora noastră este în mâinile dumnealor să plece urechea mai aproape de noi, fiindcă toate domeniile care au fost plămădite, clădite ani de-a rândul, noi pur și simplu, cei care astăzi activăm, nu avem dreptul moral să distrugem acele realizări care au fost puse de-a rândul, de-a ani, decenii, fiindcă avem și experiența țărilor vecine. Tot ce a fost legat de reforma științei, acum, deci, se strâng roadele și nu cele mai bune. La ce vreau să ajung cu ideea? Că acel curaj care există în cercetătorii tuturor domeniilor nu este exclus că el poate să dispară și atunci va fi foarte greu ca noi, o țară mică, dar probleme mari, nu numai de mediu, dar și de toate tipurile, o să putem să ne revenim foarte greu să venim la normal. Cu atât mai mult că această pandemie, indiferent dacă ea se va opri, ecoul, consecințele vor fi în toate nivelurile noastre de activitate și de ce nu poate chiar și în modul nostru de gândire și de percepere a vieții cu totul cu alți voi.
Deci mă întorc la ideea ca să existe posibilitatea asta de lărgire a cercetătorului în vederea asigurării cu niște noi servicii care ar putea și este în stare cercetătorul astăzi să le realizeze. Că atunci se primește că noi atragem fonduri, dar pe urmă nu suntem în stare să gestionăm aceste fonduri și merg pe mâna ONG-urilor care pe urmă practic nu este ceea ce ar trebui să existe. Asta am vrut și eu să adaug la multitudinea dorințelor care au fost și probabil că vor mai fi expuse pe marginea ședinței de astăzi. Vă mulțumesc mult de tot! Vă mulțumim, doamnă membru corespondent. Vă lua act de propunerile dumneavoastră, iar acum îi rog pe membrii comisiei pentru redactarea proiectelor de hotărâre. Acum mă refer la proiectul Păstrarea Științei, domnul academician Mihai Cimpoi, domnul academician Boris Găină, domnul academician Victor Moraru, doctorul habilitat Veceslav Ursache, doctorul habilitat secretar științific general Liliana Kondraticova, să vă convocați în sala Argentia pentru a lucra cu proiectul hotărârii. Cu doamna doctor habilitat Olga Tagadiuc veți avea legătura telefonică. Vă mulțumim și continuăm ședința. Doamna academician, dacă permiteți, academicianul Gropa, la sfârșit, da, domnul academician, mică, deci comunicare, să-mi permiteți. Doamna vicepreședinte, academician Buceară, când îmi permiți o intervenție scurtă. Deci a solicitat domnul academician Gropa, îi oferim cuvântul dumnealui, iar apoi domnul academician Guceac o să vă rugăm pe dumneavoastră. Da, mulțumesc. E, eu am transmis textul în chat, cred că comisia va lua în calcul, dar vreau să-i enunț și în ședința plenară. În anul curent expiră termenul de valabilitate a strategiei cercetare și dezvoltare Moldova 2020. În această ordine de circunstanți propun includerea în proiect hotărârii a unui obiectiv care va viza elaborarea unui nou document de politici în acest domeniu și care, în viziunea mea, va constitui acea platformă de la care vor porni toate reformele în domeniul legislației și, în ultima instanță, vom asigura concentrarea și conjugarea eforturilor în acest domeniu, inclusiv perfecționarea cadrului legislativ. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul academician. Luăm act de propunerea dumneavoastră și îl invit pe domnul academician Stanislav Gropa. Da, mulțumesc mult, onorată asistență. Vă salutăm și menționăm acel moment că pentru noi toți este foarte important să avem o reuniune împreună cu întreaga comunitate științifică. Vreau să fac o remarcă extrem de importantă. Deci, cu regret, în prezentarea domnului președinte academician Tighineanu și ulterior, foarte puțin atenție, am atras la situația în care suntem astăzi, noi toți, societatea, deci comunitatea medicală în legătură cu pandemia. Este o situație extraordinară și ea necesită o elucidare cu mult mai special. Necătând la acel fapt că Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu a venit cu mai multe demersuri, atât în conducerea Republicii, a Academiei, pentru a lansa un program național de studiere a situației cauzate de pandemie, de a susține formarea unei platforme de studiere și combatere a pandemiei COVID-19. Până astăzi, deci, apelul nostru este, deci, parțial sau integral lipsit fără o susținere. Pe bună seamă, cum a menționat domnul academician Gandric, s-a lansat
ca rezultat al demersului nostru câteva proiecte. Însă, cu o asimetricitate și cu niște condiții foarte nefavorabile pentru a studia situația din țară. Totodată, proiectele sunt dispersate și vizează diferite aspecte. Eu vreau să mă adresez la comunitatea academică, științifică. Onorată asistență, noi parcurgem câteva etape extrem de importante. La 31 decembrie am ciocnit șampania și eram într-o stare pre-COVID. La 16 martie s-a început situația de COVID în Republica Moldova, care nu se știe când s-a finalizat. Sunt reprezentant al medicinii și reprezint medicina clinică, unde clinica mea astăzi este supraîncărcată, aglomerată cu pacienți cu COVID, cu diferit grad de afectare. Numărul pacienților este într-o continuă creștere. Situația și măsurile de prevenție nu sunt acele care ar putea astăzi stopa. Având în vedere că suntem cel mai înalt forum științific, acel forum care ne propunem să venim cu o susținere în activitatea Guvernului, consider că este extrem de necesar ca în proiectul de hotărâre de a veni cu o propunere de a constitui un program național, interdisciplinar, nu numai medical, ci medical, social, psihologic, economic, pentru a aprecia starea reală și a vedea unele strategii care ar diminua impactul și ar duce la o ameliorare a stării de sănătate și a stării economice și psihologice. COVID-ul nu numai este o problemă medicală. COVID-ul este o problemă interdisciplinară și necesită susținerea integrală a tuturor instituțiilor și activităților academice. Sper la percepere și la susținere. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule academician. Luăm act de propunerea dumneavoastră absolut pertinentă și extrem de actuală. Vă mulțumim! Onorată asistență, în continuare, cuvânt se oferă doamnei membru corespondent Svetlana Cojocaru, vicepreședinte al Academiei de Știință a Moldovei, pentru a prezenta raportul despre activitatea AŞM în anul 2019. Doamna membru corespondent, vă rugăm. Stimate domnule președinte al Academiei de Științe, stimate domnule consilier al președintelui Republicii Moldova, dr. Corneliu Popovici, stimate domnule secretar general de stat, dr. Anatol Topală, distinși membri ai adunării generale a Academiei de Științe. Am onoarea să vă prezint raportul privind activitatea Academiei de Științe în anul 2019. Care, matematic vorbind, constituie o submulțime din activitățile reflectate în raportul prestarea științei. Voi profita de faptul că primul raport a fost deja obligat, precum și de faptul că membrilor adunării generale le-a fost remis proiectul hotărârii asupra raportului de activitate al Academiei, unde sunt trecute mai multe date, cifre, enumerate, rezultate, evenimente și voi încerca să omită aceste date, făcând o prezentare cât mai succintă. Structura prezentării
reflectă structura raportului și constă din 5 compartimente pe care le avem afișate pe slide. Voi reaminti că, în conformitate cu articolul 8 din Statutul Academiei de Științe, Academia întrunește membrii titulari, membrii corespondenți, membrii de onoare și cercetători științifici aleși în calitate de membri ai secțiilor de științe. Deci, conținutul raportului are destinația de a reflecta activitatea comună a membrilor Academiei enumerați, susținută de Prezidiul Academiei de Științe și aparatul administrativ din cadrul Academiei de Științe. Organul suprem al Academiei de Științe este adunarea generală. La sfârșitul anului trecut, număra 117 membri, anul acesta acum avem și mai puțin, spre marele nostru regret. Adunarea membrilor titulari și membrilor corespondenți are și ea anumite probleme, atestând o vârstă medie de 75 de ani, cea mai înaltă de circa 77 de ani, fiind la secția științe exacte și inginerești. Anul 2019 a fost un an crucial pentru cercetarea din Republica Moldova, an în care, de fapt, s-a produs implementarea reformelor în acest domeniu. Membrii Academiei de Științe, Prezidiul Academiei, s-au implicat activ în procesele de analiză a documentelor de importanță majoră pentru cercetare, pledând pentru aducerea sistemului la normalitate prin operarea modificărilor la cod, prin respectarea consecutivității logice de adoptare și implementare a hotărârilor de guvern decisive pentru cercetare, anume stabilindu-se modalitățile mai întâi de evaluare, apoi de finanțare instituțională, apoi de finanțare prin concurs. Am pledat de asemenea ca finanțarea prin concurs să fie una complementară celor instituționale. Din câte cunoașteți, s-a procedat exact invers, sistemul de cercetare fiind profund afectat de rezultatele reformei. O altă activitate importantă a constituit o elaborare a raportului privind starea științei din Republica Moldova, care a reflectat nivelul acesteia în anul 2018. Raportul a fost transmis președinției, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, iar sinteza acestuia este plasată pe site-ul Academiei de Științe. Un aspect nu mai puțin important în activitatea Academiei de Științe îl constituie audierile publice. Din experiența de 2 ani, mă refer la audierile din 2019 pe 2018 și respectiv 2020 cu rapoartele din 2019, am făcut următoarea concluzie, că în sintagma audieri publice, accentul trebuie plasat pe cel de-al doilea cuvânt, publice. Deschiderea și transmiterea online nu este suficientă. Trebuie să credem pentru faptul că la aceste audieri să participe factori de decizie, reprezentanți ai institutelor de cercetare, ai institutelor de învățământ superior, instituțiilor medicale, instituțiilor culturale, agențiilor economici, identificând a priori acele persoane pentru care rezultatele științifice ar prezenta un anumit interes. Adunarea generală a Academiei de Științe a fost convocată în 4 sesiuni. Cele mai importante subiecte examinate fiind următoarele. Aprobarea statutului Academiei de Științe, alegerea președintelui Academiei de Științe și a secretarului științific general, audierea raportului pe starea științei pentru anul 2018 și înaintarea propunerilor cu privire la modificarea codului pentru știință și inovare, care ulterior, după cum a fost menționat deja, a fost înaintat sub formă de proiect de lege Parlamentului Republicii Moldova. În anul de referință a fost constituit Prezidiul Academiei de Științe, care s-a întrunit în 43 de ședințe, în cadrul cărora au fost examinate mai multe subiecte, printre care și adoptarea unor acte normative ale Academiei de Științe.
În particular, vom promova, vom menționa promovarea evaluării calitative a lucrărilor înaintate la concursul premiilor Așenea. Punctajul, atât de popular în ultimul timp, servind de această dată doar în calitate de reper pentru membrii comisiei care au luat decizia în vot secret sau pentru eventuala departajare în cazul unui număr egal de voturi. O mică retrospectivă din activitatea comisiei și ceremonia de decernare a premiilor va derula acum sau derulează deja în fața dumneavoastră. Referindu-ne la compartimentul alocării și utilizării mijloacelor financiare, vom menționa că finanțarea Academiei de Științe în anul 2019, prevăzută de legea bugetului, a constituit 24.256.000, dintre care la rectificare a fost retras 1.457.000. Sursele și categoriile de cheltuieli sunt afișate în tabelul care îl vedeți pe slide. Și-au îndeplinit misiunea serviciul juridic și cel al aparatului administrativ, unele date despre activitatea acestora le-ați văzut pe ecran. În anul 2019 au fost constituite cele trei secții de știință, aleși conducătorii secțiilor și birourile a două secții, științe exacte și inginerești, și secții științe sociale, economice, umanistice și alte. Legea salarizării adoptată în noiembrie 2018 a cauzat unele modificări în denumirea și organigrama filialei BOTS. Deci aceasta devenind secția, secția Nord a Academiei de Științe, cea de Sud din Cahul, încă urmează să fie constituită. Unele rezultate științifice ale secției au fost expuse în raportul pe starea științei, de aceea eu nu mă voi opri la ele, doar voi prezenta așa cele mai semnificative apariții editoriale pentru toate secțiile împreună cu alte. În aspect de internaționalizare, Academia de Științe este un participant important în implementarea foii de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european de cercetare. Am fost prezenți la Zilele Europei în Chișinău și Cahul. Academia de Științe este membru al Federației Europene a Academiilor de Științe și Umanității, ALEA, membru al Consiliului Internațional pentru Știință, instituție gazdă și de legătură a serviciilor de rețea Euraccess din Republica Moldova. Academia de Științe a Moldovei este membru cu drepturi depline al Asociației Internaționale a Academiilor de Științe, MAAN, două din consiliile științifice ale acesteia, având președinți din Chișinău. Vom menționa, de asemenea, că adjunctul conducătorului secției științe exacte și inginerești, domnul doctor habilitat Vyacheslav Rusache, este reprezentant plenipotențiar al Guvernului Republicii Moldova la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna. De rând cu salutabilă extinderea relațiilor de cooperare cu alte țări, ne exprimăm regretul vis-a-vis de stoparea schimbului interacademic cu Academia Română, lipsa căruia este resimțită de cercetătorii mai multor institute. Membrii Academiei de Științe au adus o contribuție substanțială la pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Mai multe teze susținute sub conducerea dumnealor, fiind apreciate în calitate de teze de doctorat, de excelență, oferindu-se și diplomele respective. O formă interactivă de prezentare a rezultatelor cercetărilor, de consolidare a întregii societăți într-o soluționare a problemelor de importanță majoră pentru Republica Moldova, o constituie platformele de comunicare.
La moment avem înregistrate 4 astfel de platforme. Prima din ele, securitatea ecologică în contextul modificărilor accelerate de mediu, a fost lansată în octombrie 2019, fiind condusă de doamna membru corespondent Maria Negalcov. Această platformă a înregistrat deja mai multe întâlniri, în urma cărora au fost elaborate propuneri și recomandări concrete, care au fost remise factorilor de decizie. A continuat practica lecturilor academice. Vom menționa, în mod special, prelegerea academicianului Isaac Bersucher, profesor la Universitatea din Texas, Statele Unite ale Americii, cea a academicianului Ion Bostan, precum și cea a membrului corespondent Alexandru Decusar. La 30 august 2019 a fost inaugurată sala de lectură a Academiei de Științe, care în scurt timp s-a îmbogățit cu donații de valoare, unele fiind chiar unicate. Sperăm că în timpul apropiat colecția va fi completată cu noi donații venite din țară și de peste hotare. A fost actualizat, mai exact, a fost elaborată o nouă versiune a site-ului Academiei de Științe și actualizat site-ul revistei Academus. Deci, ambele site-uri înregistrează un număr așa, crescând de vizitatori. În baza unui regulament nou, a activat Comisia pentru Decernarea Distincțiilor Academiei de Științe. Lista distincțiilor conferite membrilor Academiei și cercetătorilor, membri ai secțiilor, este așezată pe ecran și o colecție de imagini de la decernarea acestor și altor distincții, de asemenea, o puteți vedea. Ați putut să vedeți că eu am trecut mai repede, deci în slide-urile precedente. Membrii Academiei de Științe au fost menționați și cu înalte distincții de stat, Ordinul Republicii și Ordinul Gloria Muncii, precum și cu distincții ale Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova. Membrii Academiei de Științe au fost apreciați cu diplome și medalii la diverse expoziții și târguri internaționale. Din multitudinea de evenimente organizate de către Academia de Științe sau cu participarea acesteia, am selectat câteva mai reprezentative. Ziua Academiei de Științe a Moldovei, ședință festivă dedicată sărbătorii naționale limba noastră cea română, Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare, ultimul eveniment însoțit în premieră și de o expoziție a realizărilor tinerilor cercetători. Academia de Științe a fost partener la organizarea mai multor evenimente în parteneriat cu organizațiile din domeniile cercetării inovării. Aici avem afișat un extras din lista cu denumirea acestora, precum și unele imagini de la evenimentele respective. Un loc aparte privind evenimentelor cu participarea academicianului Eugen Dogă, care prin creația sa a dus departe peste hotare nu doar faima țării noastre, dar și cea a Academiei de Științe. Profit de această ocazie pentru a-i mulțumi încă o dată domnului academician și pentru frumosul recital de care am avut parte acest an de ziua Academiei de Științe. Ajungând la capitolul cu recomandări și concluzii, voi menționa că ele sunt incluse în proiectul hotărârii Adunării Generale, care a fost distribuit membrilor adunării și, în linii generale, prevăd. Promovarea modificărilor la codul cu privire la știință și inovare, în conformitate cu propunerile adoptate la adunarea generală a Academiei de Științe și propunerile care au fost făcute în cadrul adunării de astăzi. Participarea la elaborarea și aprobarea metodologiei evaluării organizațiilor de drept public din domeniile cercetării inovării, cu pledare pentru modificări în bloc
a hotărârilor de guvern cu privire la Programul Național Cercetare Inovare, metodologia finanțării proiectelor de cercetare. Cooperarea cu ANCD și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în vederea perfecționării modalității de organizare a concursurilor de proiecte, expertizării acestora și monitorizarea executării prin mecanismul de audieri publice. Colaborarea cu organele de stat în procesul de negocieri asupra proiectului acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa pentru perioada 2021-2027, promovarea cunoștințelor și a științei deschise. Voi menționa, deci, în încheiere, că raportul de activitate al Academiei de Științe a fost elaborat în baza rapoartelor secțiilor de științe ASN, care au fost audiate și aprobate la ședințele extinse ale adunărilor generale, ale secțiilor și Prezidiului Academiei de Științe. Deci, perioada 10-11 martie și 16 martie ale celorlalte secții. Spre regret, pe 16 martie a fost anunțată starea de urgență în Republica Moldova, de aceea nu a mai fost posibilă convocarea pentru audierea lor în cadrul adunării generale a Academiei de Științe, dar îmi exprim speranța că cele prezentate astăzi au dat o acoperire a rezultatelor conținute în aceste rapoarte. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamna membru corespondent. Stimați colegi, dacă sunt întrebări la doamna vicepreședinte Svetlana Cojocaru? Nu sunt. În spațiul virtual sunt întrebări? Da, vă rog. Domnul Cămcean, doamne. Păi eu am citit și acasă, ca să știți și mă de ani, dar poate să avem toate materialele care le citim, le citim de la sursele serviciului de presă. Eu aș propune totuși să fie cumva menționată această activitate. Nu de ce este doamna Eugenia aici atât, de ce? Pur și simplu, alte surse noi nu prea le avem. Noi pe fiecare zi citim aceste materiale. Și eu cred că este o mare, mare aport a acestui serviciu. Deci nu este sfera academică, este sfera auxiliară, așa e? Dar eu cred că propun să fie în la menționat sau în documentul final, cumva, pentru că mulți mor o muncă enormă. Și eu mi-am gândesc, 10 ani în urmă, dar nu 10, mai mulți ani. Că nu mai știam noi dacă de ei multe lucruri. Acum, ideea este ca să o prinde de dreptate și aș dori ca să fie promoțare. Mulțumim, domnul Cămcean Eugen Doga, în urmă de această propunere. Dacă nu mai sunt întrebări, noi vă mulțumim, doamna membru corespondent. Deci, înainte de a trece la luări de cuvânt pe marginea raportului audiat, eu propun să le dăm citire proiectul hotărârii adunării generale cu privire la raport pe starea științei, să ne clarificăm cu acel... De acord, da? Da, da, da. Domnul academician Mitrofan Ciobanu, atunci veniți dumneavoastră să... Sau doamne... Da, veniți. Ok, da. Doamne secretar general, vă rog. Dacă sunt... Sunt, da? Ok. Comisia nu mai a finalizat lucrul și propunerea este să ascultăm cu ce propunere a venit comisia. Vă rugăm! În
În conformitate cu prevederile articolului 64, litera D și articolul 68, litera G ale Codului cu privire la justiție și inovare al Republicii Moldova și punctul 7 sub punctul 4 din Statutul Academiei de Științe a Moldovei, aprobat la adunarea generală a membrilor ASM, hotărârea din 24 ianuarie 2019, în cadrul sesiunii a 5-a adunării generale ASM a fost audiat raportul asupra stării științei de Republica Moldova în anul 2019, prezentat de domnul academician Ion Tăghineanu, președinte al ASM. În urma examinării raportului audiat și a luărilor de cuvânt pe marginea acestuia ale membrilor adunării generale ASM, adunarea generală a Academiei de Științe a Moldovei a constatat. Cu permisiunea dumneavoastră, eu nu am să dau citire la toate propunerile care au fost enunțate ca să nu fac o repetare la ceea ce a fost prezentat, și am să dau citire doar hotărârii finale a acestei adunări. Având în vedere cele menționate, Adunarea Generală a Academiei de Știință a Moldovei hotărăște 1. A aproba raportul asupra stării științei din Republica Moldova în anul 2019, prezentat de academicianul Ion Tăghineanu, președinte al Academiei de Științe a Moldovei. 2. A transmite raportul asupra stării științei din Republica Moldova, elaborat de ASM, președinții, Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova. 3. Luând în considerare raportul asupra stării științei din Republica Moldova, situația în toate domeniile de cercetare și inovare, gradul și modalitatea de implementare a politicilor în domeniul cercetării și inovării desfășurate în anul 2019, rezultatele obținute în cadrul proiectelor de cercetare, Academia de Științe a venit cu următoarele propuneri. Modificarea codului cu privire la știință și inovare, numărul 259 din 15 iulie 2004. Republicat în conformitate cu propunerile adoptate la Adunarea Generală a ASM din 12 iulie 2019 și cu propunerile Adunării Generale curente. Modificarea programului național în domeniul cercetării și inovării, inclusiv schimbarea proporțiilor de finanțare cu plasarea accentului pe majorarea finanțării instituționale. 3. Modificarea metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniul cercetării și inovării prin includerea concursului de proiecte pentru tineri cercetători, precum și revizuirea procesului de expertizare a proiectelor în scopul îmbunătățirii lui. Adoptarea, prin hotărâre de guvern, a metodologiei de evaluare a organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării în vederea clasificărilor după performanță pentru asigurarea accesului diferențiat la surse de finanțare instituțională. Deci, acestea fiind propunerile care sunt, în urma discuțiilor care au fost prezentate la ziua de astăzi, adăugăm încă în lista propunerilor elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova, începând cu anul 2021, dat fiind faptul că această strategie de elaborare de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova a fost aprobată împreună odată cu aprobarea hotărârii Guvernului numărul 381 din 2019. Deci, elaborarea strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova începând cu 2021, cu accentul pe problemele strategice ale societății. Deci aceasta este hotărârea pe care proiectul hotărâri pe care îl propunem spre aprobare de către Adunarea Generală a Academiei de Știință. Mulțumim, domnul secretar general. Acum mă adresez tuturor celor prezenți la Adunarea Generală a Academiei de Științe, atât în sală, cât și online. A fost propunerea exprimată în luările de cuvânt să aprobăm raportul pentru starea științei prezentat de către domnul academician Ion Tăghineanu și proiectul hotărârii pe care l-a prezentat doamna secretar general, dr. habilitat Liliana Kondratikova. În conformitate cu propunerea care a fost făcută de către academicianul Mitrofan Ciobanu și acceptată de adunarea noastră, votul va fi în felul următor. Deci, îi rog să voteze cei care sunt contra. În sală, ridicând mâna, cei conectați online, dacă cineva este contra, vă rugăm să conectați microfonul și să vă exprimați opțiunea. Este cineva contra? Nu. Nu sunt. Dacă cineva s-a abținut în sală, nu sunt. Conectați. Doamna, da, vă rog. Doamna vicepreședinte,
Academicianul Gropa, da, el o dată vine cu propunerea de a susține necesitatea instituirii unui program național de studiu interdisciplinar a stării din Republică cauzată de pandemia COVID. Este o situație excepțională la care Academia de Științe necesită să dă răspuns. Insist, această propunere să fie pusă în hotărârea adunării. Da, domnul academician, membrii comisiei care au enunțat adițional la proiectul hotărârii remis și punctul cu elaborarea strategiei, vin cu propunerea sau cu ideea ca această propunere să fie inclusă drept un capitol, un subiect aparte în respectiva strategie. De acord, de acord. Sunteți de acord? Deci, domnul academician Gropa? Deci nu am înțeles. Care este propunerea? Deci propunerea este să fie elaborată o strategie a dezvoltării cercetării în Republica Moldova și problema menționată de dumneavoastră să fie inclusă în această strategie. Doamna academician vicepreședinte, propunerea mea nu este o strategie, ci este necesitatea studierii situației de pandemie, o situație extraordinară. Nu e strategie, ci este o necesitate, de aceea insist la necesitatea de a fi inclus, inclusiv interdisciplinară. Nu o problemă a medicinii, ci o problemă interdisciplinară a Academiei. Și cu cine altul, dacă nu Academia, este necesar să reacționeze la starea creată în Republică. Domnul academician, membrii comisiei, majoritatea cărora sunt prezenți în sală, includ această propunere în proiectul hotărârii. Mulțumesc. Da, și vă mulțumim că ați insistat. Vă mulțumesc mult. Este o hotărâre justă. Le mulțumesc foarte mult. Da. Vă mulțumim. Deci nu am avut voturi contra, nu am avut abțineri. Prin urmare, adunarea generală aprobă raportul prezentat și aprobă proiectul hotărârii în unanimitate. Vă mulțumesc! Onorată asistență, revenim la discuții pe marginea raportului prezentat de doamna membru corespondent Svetlana Cojocaru. Deci s-au înscris domnul membru corespondent Viorel Prisăcar. Domnul membru corespondent, vă rog, membru corespondent Viorel Prisăcar, sunteți online? Deci revenim. S-a înscris domnul doctor habilitat Valeriu Cușnir. Domnul doctor habilitat Valeriu Cușnir, sunteți online? Este. Da. Nu vă auzi. Nu vă auzim. Domnul doctor habilitat, dacă sunteți aici la Academie, coborâți și luați cuvântul în sala Azurie. În cazul în care sunteți aici în incinta Academiei, vă rugăm să coborâți, să luați cuvântul aici. Să
trebuie contactat telefonic, dumneavoastră. Pe telefon. Păi, ia conectat și microfon și tot, nu cum se aude. Vă rugăm, dacă sunteți în incinta Academiei, puteți coborî și lua cuvântul aici. Așa, domnul academician Mitrofan Ciobanu, vă rugăm să luați cuvântul. Iată aici, noi am auzit ambele comunicări și a președintelui Academiei și a vicepreședintelui și, practic, noi am avut o informație amplă de situația care este în știința Republicii Moldova. Și aș spune că, într-adevăr, toate secțiile și toate chiar institutele au arătat succese frumoase în domeniile respective. Dar, iată, rezultatele concursului care a fost la sfârșitul anului, ele au fost pentru unele institute cam dezastreoase. Pentru că, iată, sunt domenii care, practic, au fost lipsite de finanțare. Aici ți-a spus despre acesta, eu nu ați repet, nu ați rușie, dar aș spune că a fost. Și una din plicini este ceea că, iată cum s-a menționat și domnul președinte, forma de finanțare. Iată, noi degeaba, cam 10 ani urmă, am creat acreditarea Institutului de Cercetare. Fiindcă nu s-a luat înseamnă că trebuie o finanțare instituțională să fie în baza acreditării, nu în baza proiectelor. Și iată, dacă noi să ne uităm la starea ceea care este astăzi, să luăm pandemia cu COVID, ei au venit pe furiș. Iar problemele vin pe furiș. Fiindcă dacă luăm informația care este, în Italia de Nord, încă în septembrie, de-am să vede în apele Nordului, COVID. Dar când și-a trebuit ce puțin jumătate de an până când noi am ajuns la un anumit maximum. Deci, această problemă, noi n-am observat-o la timp. Tot așa e cu să luăm probleme chiar și legate de educație și știință. Noi așteptăm ca el să ajungă răul la maxim și atunci să luăm finanțare. Iată, finanțarea cea instituțională care a corectat rezultatele proiectelor, eu aș spune că noi, totuși, careva succes în redactarea asta este la cei oameni care noi nu avem aici în prezidiu, de la care atunci era unul și este încă responsabil știință în minister. Chiar că domnul Cornelie Popovici, domnul secretar general, ei au schimbat modalitatea de finanțare instituțională, nu agenția. Nu-i datorită acest lucru agenției, dar datorită dumnealor, datorită chiar și acțiunilor a prezidiului Academiei. Și de ce? Eu aș spune că conducerea țării trebuie cumva să reorienteze și, într-adevăr, acele probleme care sunt ridicate de noi să fie luate în considerație. Eu consider că și din partea Ministerului Cercetării, Educației și Culturii și din partea președintelui Academiei, asta țării,
s-a luat anumite măsuri ca cumva de adresa această situație. De altfel, într-adevăr, așa pe cufuriș au să fie și alte probleme și ceea ce, dacă noi ne bucurăm și noi suntem Academie de Știință și aș spune că noi trebuie să ne străduim, noi trebuie să dăm atenție la toată știința. Fiindcă dacă noi vom spune, hai astăzi, cum spuneți, dăm la un anumit domeniu, dar mâine la alt domeniu, asta nu va fi un rezultat pozitiv. Este știința. Știința în întregime, ea trebuie să fie luată în atenție. Și noi trebuie să, în această direcție, și să luptăm, în această direcție să acționăm. Și așa că de ce eu aș spune că în întregime noi să ne uităm la toate cele probleme și să nu așteptăm până iară a veni iară o problemă care nu mai fi de reușită. Și mulțumesc de atenție. Da, vă mulțumim, domnul academician. Doar o clipă, domnul academician Găină, vă pregătiți. Eu propun ca membrii comisiei acum să lucreze cu proiectul hotărârii referitor la raportul ce ține de activitatea Academiei de Științe. Deci, membrii comisiei atunci în sala Argentiei și cum finalizați, reveniți, noi continuăm în timp ședința. Domnul Cămcean, Boris Găină, vă rugăm. Stimați colegi, onorată asistență, noi am făcut primul pas spre a realiza adunarea generală online cu emoții, dar eu vreau să felicit toți cei care au fost implicați cu acest rezultat. Am retrăit foarte mult. Emoțiile nu ne-au părăsit nici acum, pentru că am vrea să ca această nouă formă, în condițiile atât de grele ale societății, economiei, medicinii, să fie realizată cu succes. Printre observații pe care aș vrea să le reiterez și astăzi, asta e o stare grea a școlilor doctorale din Republică. Doamna Cancian Gandric a condus mulți ani această direcție și a adus un aport indiscutabil în această direcție. Dar uitați-vă astăzi cât e de greu să atragi tineret, să-i mobilizezi, să-i motivezi. Dar nici conducătorii nu sunt atât de cointeresați. O duc foarte greu. Eu, ca conducător a patru teze de doctor, o duc foarte greu. Banii din indemnizații le dau doctoranților și studenților și licia. Pentru ca să se ducă în teritoriu și să realizeze cercetarea. Alternativă noi. Eu socot că școlile doctorale trebuie să schimbe radical structura și modalitatea de activare. Dar sunt și niște lucruri pozitive. Permiteți-mi, vă rog, să fiu pe un pozitiv acum la această prestigioasă adunare a academicienilor, cercetătorilor din întreaga noastră Republică Moldova. Ne mândrim foarte mult că zilele acestea s-a conferit spitalul numărul 1 numele academicianul Gheorghe Paladi. Este o recunoaștere a realizărilor științei noastre în țară, a personalităților și suntem fericiți ca să-l îmbrățișăm încă o dată pe academicianul Gheorghe Paladi la 91 de ani, care a creat o școală națională atât de prestigioasă. Onorată asistență, numeroase personalități activează în cadrul Academiei de Științe și întregii comunități științifice. Aceasta trebuie, o recunosc, chiar și cei mai înrăiți adversari al Academiei de Științe. Eu vreau să aduc un omagiu academicianului prezent, Moscalenco, pentru acele lucrări fundamentale într acest domeniu foarte interesant. Domnule, vă mulțumim la mulți ani.
Academicianului Furdui, Academicianului Gropa, Bersuche, Chidirim, Duca, Tighirianu, Mitrovan Ciobanu, Academicianul Cimpoi, care a dus faima creației minicienii în toată lumea și ne-a făcut cunoscut Republica Moldova întreg spațiu mondial. Eu mă mândresc foarte mult cu academicianul și prietenul meu, Eugen Doga. Atâta mesaj pozitiv, academic, a dus această personalitate în lume, că eu sunt convins, orice oponent ar scoate pălăria și ar să spună, da, cu adevărat, ești academicieni, este o mândrie întregii națiuni. Mă scuzați, vă rog, dacă nu o să citesc mai departe, pentru că avem o pleiadă întreagă de academicieni. Onorată asistență, eu mă bucur totuși că printre cei tineri care activează în comunitatea științifică din țară, în universități, instituții ramurale, în universitățile din cadrul Ministerului Educației, avem tineri care au câștigat premii internaționale, premiile Academiei de Știință, distincții la saloanele de inventică din Japonia, Singapore, China, Statele Unite, București, România, Ucraina, Pribaltica, Polonia, Germania. Onorată asistență, noi sperăm că se va schimba atitudinea față de comunitatea științifică și vom putea motiva tineretul nostru pentru studii academice. Salutăm foarte călduros inițiativa conducerii Academiei de Știință de a crea și a difuza aceste platforme științifico-practice foarte importante, cardiovascularele, onorată asistență, pandemia, onorată asistență, securitatea alimentară, etc., etc., etc. Și aceasta ne permite, în condițiile acestea limitate, să ne impunem, să cunoască societatea că savanții lucrează, activează în aceste domenii și vin cu propuneri concrete de a soluționa multiple probleme. Onorată asistență, eu am ascultat, am citit cu atenție aseară aceste două proiecte de hotărâri și vreau să vă mărturisesc că tot ce s-a făcut și s-a realizat în acest timp destul de dificil, ținând cont de starea sanitară a societății noastre, s-a făcut un lucru mare, concret și necesar spiritualității țării noastre, economiei naționale și domeniile în care eu lucrez de atâția ani. Agricultura, agrobiologia și medicina. Vă mulțumesc, sănătate la toți! Domnul Câncean, noi vă mulțumim mult. Eu mă adresez celor prezenți în sală și celor care sunt prezenți prin spațiu virtual. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, vă rugăm. Foarte succint. Da, veniți. Domnul profesor Aurelian Dănilă, vă rugăm. Alte solicitări nu sunt. Onorată asistență, chiar că nu am avut intenția de a mă prezenta la această ședință în acest mod, dar în contrast cu academicianul Boris Găină, aș vrea să mă adresez acelor care au organizat o pandemie de denigrare a Academiei. Cei care și-au pus scop în aceste vremuri grele să clatine această corabie a științei, care și așa se află pe niște valori, care ne le dorim cât mai curând liniștite să fie,
Și adresarea mea este scurtă. Nu aveți, domnilor, nicio șansă. Acei care vor să se ocupe de lucruri, chiar le-aș spune uneori murdare. Și mai ales că uneori mă mire că probabil că între aceste persoane, pentru că de multe ori vorbesc în cunoștință de cauză ceea ce este în Academie, ca să folosească niște lucruri evident pozitive, să le inverseze, să demonstreze că aproape că Academia nici nu mai trebuie să existe. Domnilor, vă rog frumos, haideți să punem umărul și nu piciorul la dezvoltarea științei în țara noastră. Să fim mai calculați și cu o viziune de mai multă perspectivă. Mulțumesc! Noi vă mulțumim, stimate domnule profesor, și cu permisiunea dumneavoastră ofer cuvântul domnului consilier prezidențial, dr. Corneliu Popovici. Stimate domnule președinte Academiei de Științe din Moldova, stimați membri adunării generale Academiei de Științe, sunt onorat să mă aflu astăzi aici și vreau să vă spun că sunt foarte bucuros să constat o unitate de nezdruncenat a comunității academice din Republica Moldova. Asta în context a ceea ce a menționat recent domnul profesor Aurelian Danila. Și sunt al patrulea an consecutiv când particip la o astfel de manifestație și vreau să spun că raportul care a fost prezentat astăzi, rapoartele care au fost prezentate astăzi sunt impresionante, sunt foarte consistente, sunt obiective, reflectă cu multe amănunturi situația reală și ceea ce este îmbucurător indică asupra soluțiilor care pot fi aplicate pentru a depăși situația creată în știința de Moldova și ceea ce ține de statutul Academiei de Științe. Insist asupra acestei idei deoarece pe parcursul celor 4 ani de zile eu am avut astfel de discuții. Sincere, obiective, deschise și cu domnul academician Leonid Culiuc și cu domnul academician Furdui. Foarte multe discuții utile pentru mine le-am avut cu domnul membru corespondent Kendrick, domnul membru corespondent Alexandru Stratan și alții, dar aceste discuții erau în particular. Acum constat că se discută obiectiv, constructiv, public. Și asta trebuie cumva să-i pună în gardă pe cei care preferă să scrie epistole la mijloc de noapte și să le primate în adresa multor persoane din Republica Moldova. Aceste persoane trebuie să înțeleagă că n-au nicio șansă de a trezi zăzanie în rândul comunității științifice din Republica Moldova și n-au nicio șansă de a pune capacul Academiei de Științe din Republica Moldova. Da, la etapa actuală, după cum s-a menționat și în rapoarte, trecem printr-o perioadă destul de dificilă. Chiar într-o perioadă de criză pentru cercetarea din țara noastră, cât și
perioada de criză în ceea ce ține de statutul Academiei de Științe de Mod. Și trebuie să constatăm că această situație nu este determinată de pandemie. Această situație a fost determinată de, mai bine să spunem acum, strângem roadele unor decizii negândite care au fost adoptate nu în 2019, deci în 2018, ci începând cu anul 2017. Anume atunci au fost puse bazele acelui dezastru care ne-a cuprins astăzi în domeniul cercetării. Cui e trebuit să fie lichidată Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare? Cui trebuia să fie lichidată această structură care era recunoscută pe plan internațional? Și acum noi ne plângem că nu avem declaranți. Acum noi ne plângem că nu avem investigații. Acum noi ne plângem că nu sunt instituții acreditate, că nu s-au făcut aceste evaluări și așa mai departe. Da, noi avem ANACECO. Dar ANACECO, spre deosebire de CNAO, Consiliul Național de Acreditare și Atestare, este un mastodont. Și noi am fost preveniți și în 2017 și în 2018 să nu facem acest pas, inclusiv de regretatul președinte Academiei Române, care spune, nu faceți lucrul ăsta. O să distrugeți ceea ce ați făcut cu parcursul a 10 de ani. Am făcut. Și s-a făcut în considerente politice. Și astăzi trebuie să spunem că anume acele intenții negândite lansate în anul 2017 și votate în vara 2017 au dus la dezastru de astăzi. Și cu siguranță cei care au făcut lucrul ăsta trebuie să poartă responsabilitate în fața comunității științifice și în fața întregii societăți. Noi am prevenit. Și atunci am vorbit și nu o singură dată. Dar s-a făcut ce s-a făcut și iată, începând din 2017, dar în special începând din 2018-2019, s-a instaurat o anumită incertitudine. Practic, a apărut un fel de impotență administrativă în domeniul cercetării. Se adoptau documente de politici cu mari erori, cu un impact neevaluat. Mă refer la și metodologia de finanțare în bază de proiect și la acel program de cercetare și primele variante de metodologie de finanțare instituțională care trebuia să fie adoptată în august 2019, nu în februarie 2020. Puteți să mă întrebați, dar alternative existau? Cu siguranță existau. Începând din 2017 existau. Și nu trebuia să inventăm noi bicicletă. Nu trebuia. Trebuia cel puțin să vedem ce au făcut și alți oameni. Alte state. De exemplu, în România, încercări de a distruge Academia, a fost făcută Academie, care are tradiții, este 150 de ani, au încercat să o lichideze în 48, 1948. Au încercat să o lichideze în 75, dar n-au reușit. Și vreau să spun că modelul de așa numită reformă Academiei Române în 75, practic, era similar cu cei ce s-a trecut la noi. Numai că Ceaușescu n-a dus până la capăt această reformă. Iar în Moldova s-a dus până la capăt. Eu am vorbit, fiind ministru, am solicitat o discuție și nu o singură discuție cu experții internaționali care erau considerați că ei sunt acei care au generat reforma în cercetare de Republica Moldova. Și vreau să vă spun, nu sunt ei inițiatorii acestei reforme. Ei preveneau și ministerul și alți factori de decizie. Nu faceți așa reformă. Că o să rămâneți și fără Academie de Științe, și fără cercetare, și fără cercetători în Republica Moldova. Eu am vorbit în luna ianuarie
2017 cu domnul academician Ducă, pe atunci președinte Academiei de Științe. Și vreau să vă spun că erau cu totul alte intenții de reformare a cercetării din Republica Moldova. Pentru că reforma era nevoie. Era nevoie de făcut reformă, să recunoaștem lucrul respectiv. Dar nu de distrugere a cercetării și Academiei de Științe din țara noastră. Anul 2020, începutul anului 2020, a fost un an de putitură. Și pentru mine personal, dar cred eu și pentru cercetarea din Republica Moldova. Cercetarea în țara noastră și Academiei de Știință se aflau pe lamă de cuțit. Noi ne aflam pe marginea prăpastiei. Și dacă colegii din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Culturii nu ar fi întreprins măsuri gândite, discutate, analizate zile întregi, sâmbete, duminici, nopți cu comunitatea științifică, noi astăzi puteam să fim și fără Academiei de Știință, și fără instituții de cercetare. Nu intru aici în detalii, dar vreau să spun că poate cândva o să vorbim mai amănunțit. Dar vreau să spun că, ca urmare a acestor acțiuni întreprinse de minister, nu a fost închisă nicio instituție de cercetare. Da, noi am reușit să mărim numărul de proiecte care au fost finanțate. Și da, au fost identificate posibile surse de finanțare a celor proiecte care au rămas în afara concursului. Care a fost, să recunoaștem, unul făcut în clipă, negândit și netransparent. Nu poate fi făcut un proiect care îți determină soarta întregii științi timp de 3 luni. În condițiile când lipsește un document de bază, cum ar fi metodologie de finanțare instituțională, nu se poate fi făcut lucrul ăsta. Dar de ce spun de lamă de cuțit și de ce spun de marginea prăpastiei? Pentru că la sfârșitul lui decembrie, începutul lui noiembrie, trebuia să decidem. Ori anulăm tot, ceea ce presupunea situație de colaps, haos total, ori încercăm să gestionăm această situație de criză. Așa cum am reușit. Dar vă spun, pe mine personal mă bucur faptul că nu am închis niciun institut. Am identificat unele resurse care trebuiau să completeze pe parcurs. Unele grupe de cercetare să nu rămână oameni fără salarizare. Ce trebuie de făcut în continuare? Pentru că chiar nu vreau să abuzez de timp. Eu cred că noi trebuie, mai ales să vând condiții, și s-a spus și în raportul de prezentare de domnul președinte Tighineanu, trebuie să ne gândim asupra unei reconceptualizare a reformei în domeniul cercetării din Republica Moldova. Poate sub forma unei strategii, poate sub forma altor documente, dar noi trebuie să ne gândim la această reconceptualizare, pentru că acel fundament greșit și șubret care a fost pus în 2017, el o să ne creeze mari probleme și pe parcursuri. Trebuie de gândit și de schimbat situația. Dar această reconceptualizare trebuie să fie doar în baza propunerilor venite din partea Academiei de Știință și din partea comunității științifice din țara noastră. Adică să vină din partea oamenilor care cunosc numele respectiv. Pe mine personal mă bucură faptul că s-a produs această coagulizare a forțelor a comunității științifice din țara noastră. Manifestată inclusiv și prin faptul că s-a votat unanim raport. Eu, sincer vă spun, așteptam că vor fi acele persoane care au atitudine critică față de actuala conducere Academiei, sau poate care au anumite rezerve față de aceasta, de linia strategică a conducerii, să-și expună astăzi părere. De ce nu? Oricând au fost prezenți, probabil, pe Zoom, sau poate că și-au schimbat opinii. Dar mă bucură faptul că comunitatea științifică s-a coagulat. Poate asta este un rezultat acelor necazuri prin care trecem.
Referitor la această molimă care a dat peste noi și peste întreaga omenie, eu vreau să spun că Academia de Știință cred eu că aici ar trebui să aibă un rol hotărător de identificarea unor soluții. Și vreau să spun că eu, în luna ianuarie, fiind ministru, eu am solicitat opinii unor cercetători care au contactat colegii lor din alte țări, China, Rusia, alte țări, și atunci mi-au spus, undeva era data de 20 ianuarie, mi-a spus că, domnule Popovici, nimeni nu știe ce e asta. Dar toți sunt de părerea că este ceva strașnic. Este ceva foarte, foarte periculos. Și atunci, pe data de 28 sau 29 ianuarie, am semnat prima dispoziție transmisă în toate instituțiile de învățământ prin care am cerut să fie respectate regimurile respectiv de igienă și așa mai departe. Academia și structurile de cercetare de Republica Moldova s-au implicat în identificarea soluțiilor depășirea pandemiei. Eu cunosc și vreau să susțin inițiativa Academicianului Gropa. Eu cunosc inițiativele și realizările deja obținute de medici din Republica Moldova, în special cei din cadrul Universității de Medici, care au identificat anumite scheme de tratare a bolnavilor și bolnavilor gravi de COVID, care își dau rezultate. Eu cunosc soluțiile care au fost prezentate de către Institutul condus de domnul neurocorespondent Alexandru Strătan. Propunere în ceea ce ține de redresarea sau diminuarea impactului negativ asupra economiei naționale. Și aceste propuneri deja și-au găsit manifestare și-au găsit materializare în mai multe acte normative din Republica Moldova. Sunt convins că și alte structuri din cercetare se vor implica în acest proces. Evident că Academia nu poate propune soluții minune. Dar acele platforme care au fost inițiate de către conducerea Academiei, acele discuții care au fost inițiate pe parcursul ultimului perioadă de timp, ne face să fim optimiști în ceea ce ține identificarea, găsirea unor soluții. Stimați membrii adunării generale, eu nu pot să nu închei discursul meu cu ceea ce am început, și anume cu aceste epistole nocturne, pe care le primim noi toți. De la un timp sunt vizat și eu, sunt onorat de faptul respectiv. Dar aș vrea să-l citesc pe academicianul Ioan Aurel Popa, președintele Academiei Române, care spunea că, referindu-se la unele chestii similare, că le iau pe toate cum grano salis, adică luate așa în glumă, și chiar cu umor când este cazul. Nu credeți cei ce scriu oamenii noapte. Probabil au insomnii. Și când omul are insomnii, probabil iar nu poate să-și manifeste în alte domenii, atunci apar alte gânduri cam năstrușnici. Nu credeți. Eu cu doamna academician Cojocaru, ea îmi spune că domnule Popovici, am citit ceva despre dumneavoastră. Dar nu este adevărat. Eu cunosc cazul, dar nu se referă la dumneavoastră, era o altă persoană. Ei, ce e făcut? Oamenii aplică anumite tehnologii. Dar eu mă bucur că Academia a rezistat și acestui atac. Academia de Științe din Moldova va rezista și în continuare. Și nu-mi rămâne astăzi să vă transmit sincere felicitări din partea Președintelui Republicii Moldova, care vă asigură de susținere constantă a Academiei de Științe din țara noastră,
așa cum am făcut-o începând cu anul 2017, și a întregii comunități de cercetători. Deoarece noi suntem conștienți de faptul că Academia este un simbol al societății noastre, un simbol al statului Republica Moldova, iar cercetarea este un element indispensabil a civilizației contemporane. Deoarece fără cercetare nu poate fi nici educație, nici cultură, nici civilizație. Fără cercetare, noi ne putem transforma într-o colonie. Vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată felicitări cu rezultatele ședinței de astăzi. Mersi, mersi mult. Vă mulțumim mult, domnule consilier prezidențial, și acum ofer cuvântul domnului doctor Anatole Topală, secretar general al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Vă rugăm. Stimate domnule președinte al Academiei de Științe a Moldovei, stimați academicieni, urmărilor asistență, în contextul reformării și restructurării administrației publice centrale în baza hotărârii Guvernului numărul 691 din 2017, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării i-au revenit atribuțiile de elaborare, punere în aplicare și monitorizarea politicilor din domeniul cercetării și inovării, domenii care contribuie în mod direct la prosperitatea cetățenilor și a societății în ansamblu. Privând domeniile cercetării și inovării în sfera competențelor sale, cea mai mare și complexă provocare a Ministerului a constat în asigurarea cadrului politic și normativ în conformitate cu noile prevederi ale codului cu privire la știință și inovare. În acest sens au fost elaborate și aprobate Programul Național de în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și Planul de acțiuni privind implementarea acestuia, metodologia de finanțare a proiectelor în domeniul cercetării și inovării, metodologia de finanțare instituțională. Aprobarea acestor documente a consolidat acțiunile Ministerului în domeniul cercetării și inovării, cu scopul de a asigura buna funcționare a activității organizațiilor de domeniile menționate. Peste segmentul studiilor de doctorat și programul de postdoctorat, au fost elaborate și aprobate un șir de acte normative care au avut ca scop implementarea politicii statului în domeniul testării personalului științific și creșterea calității tezelor de doctor și doctor habilitat, în urma susținerii cărora sunt conferite titluri științifice, precum și stimularea performanței persoanelor care vor să obțină calitate de conducător de doctorat. Printre cele mai importante menționăm metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice, metodologia aprobării conducătorilor de doctorat. Urmarea preluării funcției de fondator prin hotărârea Guvernului numărul 50-2018, Ministerul a asigurat funcționalitatea 19 instituții de cercetare. În acest sens au fost întreprinse acțiunile menite să asigure o mai bună administrare și funcționare a acestor entități, prin coordonarea și aprobarea regulamentelor instituțiilor publice, regulamentelor instituționale cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanța personalului, statele de personal și schimbări de încadrare a instituțiilor publice, strategiilor de resurse umane instituționale pentru cercetători conform Cartei Europene a Cercetătorilor și codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor. O altă prioritate a Ministerului, care reprezintă și un angajament în cadrul Planului Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, este specializarea inteligentă, o abordare strategică pentru dezvoltarea economică prin susținerea specifică a cercetării și inovării. Scopul specializării inteligente constă în valorificarea potențialului inovator al țării, în stabilirea nișelor de specializare inteligentă cu potențial major pentru care cercetarea și inovarea sunt puse în serviciul creșterii competitivității economice a țării. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a realizat etape importante în elaborarea strategiei de specializare inteligentă, astfel în vederea valorificării potențialului inovator al țării și stabilirii nișelor de specializare inteligentă cu potențial major. Au fost organizate 4 ateliere de lucru privind procesul de descoperire antreprenorială în sectoarele energetic, tehnologie, informații și comunicațiilor, agricultură și procesarea produselor agricole și biomedicină, biofarmacie și bioinformatică.
care au determinat principalele nișe ale specializării inteligente pentru domeniile prioritare menționate. La ateliere au participat reprezentanții sectorului antreprenorial, mediul academic, societății civile și reprezentanții autorităților publice centrale. În perspectivă menționăm elaborarea și aprobarea documentului strategic privind specializarea inteligentă în Republica Moldova, precum și aprobarea priorităților strategice ale domeniilor cercetării și inovării pentru anii 2023-2027, în corespundere cu nișele de specializare identificate. Ministerul Educației Populare și Cercetării a promovat și continuă să promoveze cooperarea internațională în cadrul comunității științifice de cercetare, în scopul asigurării unei politici coerente de cooperare europeană și internațională. Ministerul Educației Populare și Cercetării colaborează cu Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene, Asociația pentru Cooperare Europeană în domeniul științei și tehnologiei, Agenția Universitară a Francofoniei, Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa și alte structuri. În acest sens au fost organizate și desfășurate o serie de activități, printre care conferința anuală parteneriatul cu ESTIC pentru cercetare și inovare, desfășurată în contextul celei de-a 10 aniversare a parteneriatului ESTIC, cu sprijinul Direcției Generale pentru Cooperare și Inovare și a Direcției Generale de Vecinătate și Negocieri pentru Extinderea ale Comisiei Europene, a fost organizat și desfășurat în parteneriatul Agenției Universitară a Francofoniei concursul de proiecte comune de cercetare destinate tinerilor cercetători din Republica Moldova, lansarea proiectului studiu subregional pentru politici de inovare în colaborare cu Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa, sesiune de informare Post Info Day în colaborare cu Asociația de Cooperare Europeană în domeniul științei și tehnologiei, sesiune de informare cu privire la activitatea Consiliului European pentru Inovare în colaborare cu Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene. Au fost organizate și alte evenimente care asigur promovarea activităților și rezultatelor în domeniul cercetării și inovării. Cercetarea și inovarea ne furnizează cunoștințe și soluții necesare în cazul unor probleme urgente. În acest sens, în acest context, dorim să menționăm concursul de proiecte lansat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în parteneriatul Agenției Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Oferta de soluții de cercetare inovare privind combaterea și atenuarea impactului pandemiei COVID-19. Scopul acestei acțiuni a fost mobilizarea participării comunității științifice din domeniul cercetării și inovării în combaterea pandemiei COVID-19, atenuarea impactului social, socioeconomic și susținerea intervențiilor eficiente în limitarea efectelor pandemiei pe teritoriul țării. Prezentă acțiune se va acoperi din alocațiile rambursate ca urmare a implementării de către Republica Moldova programul în cadrul al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont 2020. În același context menționăm alocarea mijloacelor financiare în cadrul concursului Conectarea Centrului de Excelență din Republica Moldova la infrastructura de cercetare europeană, care au ca scop fortificarea capacităților Centrului de Excelență în domeniul cercetării și inovării prin conectarea la infrastructurile externe. Având în vedere realizările menționate, Ministerul și-a fixat obiective care se impun a fi realizate în vederea dezvoltării cadrului de politici în domeniul cercetării și inovării și sporirea relevanței rezultatelor activităților de cercetare și inovare pentru societate. Și anume, perfecționarea cadrului de politici în domeniul și normativ în domeniul cercetării și inovării, îmbunătățirea mecanismului de finanțare în domeniul cercetării și inovării în vederea stimulării excelenței, continuarea desfășurării procesului de descoperire antreprenorială și identificarea nișelor de specializare inteligentă a Republicii Moldova pentru promovarea cercetării bazate pe excelență în domeniile strategice cu relevanță și impact asupra economiei și a societății, aprobarea strategiei de specializare inteligentă, demararea procesului de cartografiere a infrastructurii cercetare în vederea elaborării și aprobării documentului strategic cu privire la dezvoltarea infrastructurii de cercetare în domeniul cercetării și inovării, asigurarea și dezvoltarea infrastructurii necesare realizării activităților de cercetare și inovare corespunzătorilor standardelor internaționale, evaluarea organizațiilor de drept public din domeniul cercetării și inovării, demararea procesului de evaluare a școlilor doctorale în baza metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor și a școlilor doctorale, elaborarea și implementarea programelor de implicare și susținerea tinerilor în proiecte de cercetare și inovare, intensificarea cooperării la nivel european și internațional în domeniul cercetării și inovării, asocierea la nou
program cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa, valorificarea oportunităților ce rezultă din calitate de stat membru în cadrul cooperării europene în știință și tehnologie. În concluzie, avem nevoie de conjugări de eforturi comune pentru a crește prestigiul cercetării științifice din țară, prestigiul cuantificat prin rezultate științifice de nivel național și internațional, asigurarea excelenței în domeniu prin atragere resurselor umane de calitate pentru dezvoltarea cercetării științifice din Republica Moldova și, nu în ultimul rând, în implementarea principiului finanțarea urmează performanța în cercetare. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim mai mult, domnule secretar general de stat. Stimați colegi, propun să revenim la proiectul hotărârii Adunării Generale cu privire la raportul de activitate a Academiei de Științe. Doamna secretar general, dați, vă rog, citire proiectului hotărârii. Deci, în urma examinării raportului audiat și aluărilor de cuvânt pe marginea acestuia a membrilor Adunării Generale ASM, Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei a constatat: în anul 2019, Academia de Științe și-a concentrat eforturile pe dezvoltarea științei și a comunității științifice, susținerea domeniului de cercetare și inovare și utilizarea eficientă a resurselor financiare, promovarea științei naționale pe plan mondial, restabilirea imaginii și autorității Academiei de Științe a Moldovei. Având în vedere cele menționate, pentru că nu am să dau citire încă o dată repetată informațiile care au fost prezentate, Adunarea Generală a Academiei de Științe a Moldovei hotărăște 1. Să ia act de raportul de activitate a Academiei de Știință Moldovei în anul 2019, prezentat de membru corespondent Svetlana Cojăcaru, vicepreședinte al Academiei de Știință. Se consideră realizați indicatorii de bază ai activității manageriale, financiare și științifico-inovaționale a Prezidiului Academiei de Științe, secțiilor de știință ale ASM și secțiilor aparatului administrativ al Prezidiului ASM. Raportul de activitate a Academiei de Știință Moldovei în anul 2019 va fi transmis în adresa Parlamentului, Președinției și Guvernului Republicii Moldova. Adunarea Generală a Academiei de Științe, adunarea membrilor titulari și membrilor corespondenți Academiei de Științe, Prezidiul ASM, secțiile de știință și secțiile aparatului Prezidiului ASM vor întreprinde în anul 2020 acțiuni ce se referă la activitatea în calitate de consultant strategic al Guvernului, evaluarea rezultatelor cercetărilor în baza audierilor rapoartelor științifice, integrarea în spațiul european de cercetare și internaționalizarea științei, stimularea creației științei culturale și promovarea științei, toate aceste acțiuni fiind prezentate detaliat în materialul pe care dumneavoastră îl aveți în poștă. Raportul de activitate a Academiei de Știință a Moldovei în anul 2019 reflectă realizările atinse în anul 2019 de către Academiei de Științe, precum și pune în evidență problemele domeniilor de cercetare și inovare, care necesită soluționare pentru salvgardarea sistemului de cercetare din Republica Moldova în vederea creșterii competitivității și integrării în sistemul internațional de cercetare. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, doamna secretar general. Cine are propuneri, precizări, completări în sală? Da, domnul Cărcean Găină. Da, da, e clar. Deci, în spațiu virtual, nimeni nu iese la legătură. Atunci, eu propun să aprobăm proiectul de hotărâre și deja avem experiență cine este împotriva acestui proiect de hotărâre. În sală sunt persoane, nu sunt împotriva. În spațiu virtual vă rugăm, cine nu susține proiectul de hotărâre să iasă la legătură. Nu sunt. Cine s-a abținut? În sală, 0, în spațiu virtual, nimeni. Onorată asistență, asta înseamnă că proiectul de hotărâre se aprobă unanim. Vă mulțumim, felicitări! Doamnelor și domnilor, onorată asistență, a fost un adevărat examen.
această adunare generală în spațiul online și, în primul rând, vreau să aduc mulțumiri celor care au contribuit la organizarea acestei sesiuni și colegilor din prezidiu, dar și celor din aparatul administrativ al Academiei de Știință a Moldovei, secțiilor de știință. Vreau să aduc mulțumiri membrilor Academiei, academicienilor, membrilor corespondenți, membrilor desemnați ai secțiilor de știință, fiindcă acum, iată, mi s-a spus că numărul celor care sunt online a crescut. Asta înseamnă că noi avem o prezență mai mare decât atunci când noi organizăm ședințele pe viu, în sala Azurie. Ceea ce demonstrează că comunitatea științifică activează, ceea ce demonstrează că chiar în pofida pandemiei toți sunt cointeresați spre a dezvolta cercetarea științifică în țara noastră și în pofida pandemiei să păstrăm speranța, să păstrăm optimismul și să depunem maxim eforturi pentru a ne consolida. Numărul nostru al cercetătorilor în decursul ultimilor ani a scăzut. Dar asta înseamnă că valoarea fiecărui cercetător a crescut. Și să luăm exemplu de la personalitățile lumii care 24 din 24 de ore am în vedere din domeniul cercetării, trăiesc cu cercetarea științifică. Și de ce așa au succes? Să demonstrăm că contribuim esențial prin cercetările noastre la dezvoltarea domeniului. Să încercăm să atragem tineri chiar în condițiile acestea foarte dure. Și chiar ieri am avut o discuție la un post de televiziune cu domnul profesor Andy Sheckman din Statele Unite ale Americii. A participat și domnul rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie, domnul profesor Emil Ceban, domnul academician Stanislav Gropa. Și desigur că prin colaborări internaționale noi vom reuși să supraviețuim, să dezvoltăm în continuare știința care în Republica Moldova a fost un nivel al științei foarte înalt. Vă spun cu cunoașterea acestei situații, în anii 20 am petrecut mai mulți ani peste hotare decât în Republica Moldova. Deci era un nivel înalt în comparație chiar cu unele țări din Europa Occidentală. Dar cu regret, anume faptul că susținerea financiară a fost și actualmente este destul de modestă, infrastructura de cercetare este foarte slabă, noi desigur că lucrăm în condiții care sunt departe de acele condiții în care lucrează cercetătorii din Occident. Dar prin colaborări putem să facem multe lucruri bune. Și sperăm că și guvernarea va înțelege că fără cercetare, în secolul 21, nu poți face față. Fără cercetare, fără a investi astăzi în cercetare, nu are țara viitor.
au conștientizat-o practic toate țările. Eu, în numele Prezidiului, vă doresc multă, multă sănătate, sănătatea dumneavoastră, sănătatea apropiaților dumneavoastră și să facem totul ce depinde de noi pentru a păstra Academia de Științe, a dezvolta știința în Republica Moldova și să creăm condiții ca și Academia și cercetarea științifică să dăinuie în timp, să ne întâlnim la diferite foruri științifice cu rezultate noi și să muncim în beneficiul Republicii Moldova. Acum, tradițional, va răsuna oda Academiei de Academicianul Eugen Doga. Vă rugăm! Socială, vă rog, păstrați distanța socială, multă sănătate, la revedere!